Bună seara și bine v-am găsit la lecția cu proful online. Bună seara, bună seara, Alesia, și bine ne vedem, bine ne auzim, bine ne vedem. Iată că au trecut așa o perioadă destul de lungă. Cum te-ai simțit în weekendul ăsta? Da, am început treaba? Nu, nu, cum să începem? Că de fiecare dată... Să începem cu Doamne ajută. Doamne ajută-ne, Doamne ajută să facem o lecție frumoasă. Și ori de câte ori am cerut ajutorul, nu, n-am fost lăsați așa, cum să spun, de capul nostru și când am avut nevoie, am simțit. Deci, îndată, Hristos este între noi. Așa că pornim la treabă și vreau să te întreb cum te-ai simțit în weekendul ăsta, ce ai făcut, pe unde ai mers? M-am simțit foarte bine. Am mers Da. la Salina Turda. N-am înțeles bine, unde ai fost la? La Salina Turda. Aha, tu am acolo ai ajuns. Foarte frumos. Și dacă ai mai lucrat ceva, n-ai lucrat nimic, mă, nu în perioada asta. Că... Cum propui să începem lecția? Ce chestiune ai tu? Dacă ai ceva întrebări, dacă nu... N-am întrebări, doar să vă arăt ce am făcut la școală azi. Așa. Că astăzi am avut matematică și să-mi iau caietul. Astăzi am făcut o lecție nouă. Da. Știu cât se vede. Deci, Scrierea în baza 10. Da, am înțeles. Te-ai întrebat de ce baza 10 și nu altă bază? Omul, există și alte baze de scriere? Da, baza 2. Ne-am mai spus de baza 2. De baza 2, atât. Da. Dacă ar mai fi și alta, cred că este, dar nu ne-a spus. Adică nu știu eu. Da. De ce baza 10 peste tot în lume s-a adoptat baza 10 de scriere? Dacă stăm și ne gândim, noi avem încă de la început șansa de a avea în fața ochilor, nu? Cele două mâini cu 10 degete. Cele 10 degete sunt 5 și 5, nu? Simbolul acelor 5 simțuri. Tu știi, apropo, iată așa, că ne ducem spre, fără să vrem, ne ducem spre ceea ce înseamnă o discuție care ne place nouă foarte tare, o discuție despre Hristos, așa, și despre șansa pe care o avem noi ortodoxii de a avea pe Hristos unul care ne conduce și Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt, nu? Sfânta Treime. Dacă o punem tot timpul în față, avem o șansă imensă pentru a înțelege ceea ce este sensul vieții, să zicem așa. De ce 5 și 5? Te-ai întrebat care sunt cele 5 simțuri Ale omului? ale omului? Noi percepem realitatea din jurul nostru cu cele 5 simțuri. Ți s-a vorbit la religii vreodată? Nu, de asta nu. Păi da, uite, cele 5 simțuri sunt auzul, Auzul, văz, văzul, așa, deci auzul, văzul, mirosul, perfect, gustul. perfect. Cum să mai exprim? Într-un fel, simțul spațiului, adică nu știu cum să zic. Pipăitul. Deci Da. pipăitul este cel de-al cincilea simț. Da? Cele cinci simțuri sunt ale trupului. Noi percepem realitatea, nu? Din jurul nostru,
cu cele cinci simțuri, prin, cu trupul. Dar să știi că există și cinci, exact cinci simțuri corespondente ale sufletului. Omul este, nu, privit în cele două componente, trup și suflet. Pentru că așa cum le avem pe astea cu care percepem realitatea în care stăm noi acum, cele cinci ale trupului, așa sunt și cele cinci simțuri. Și de aceea 10. De aceea 5 și 5, cele 10 la un loc. Ale trupului 5 și 5 ale sufletului. Și fiindcă săptămâna asta a fost, nu? Luni a fost o zi foarte frumoasă, foarte interesantă. Știi ce a fost luni? Ia să văd. Lunia, cea care... Luni acum, da. Luni acum. Noi suntem astăzi miercuri, da? Azi miercuri. Luni a fost 30. Da, 30, corect. Dacă nu mă înșel, da. Nu te înșel deloc, 30, ca zic 2. Așa. Ce sărbătoare foarte mare. O sărbătoare nemaipomenit de importantă pentru noi, pentru poporul român. Sfântul Andrei! Așa, Sfântul Andrei! Tipul în care am uitat. Da, Sfântul Andrei este cel din tâi apostol chemat de Hristos. Da, Sfântul, da. Andrei, știi, erau doi frați, Simon și Andrei, care va fi mai târziu Pietru, da? Pietru, da. Așa, și este minunat chemarea asta pe care... Sfântul Andrei, mai de timpuriu, el era mai mic decât Sfântul Petru și el, din clipa în care Sfântul Ioan a început, nu, fiind înainte mergătorul, a început să spună și să propovădească venirea lui Hristos pe pământ, spunea, pocăiți-vă că s-a apropiat împărăția cerului, și îndată Sfântul Andrei, care era destul de frământat pentru a găsi răspuns la foarte multe întrebări acestea, care de unde venim, unde ne ducem, care e rostul nostru, el se lipise, devenise ucenic al Sfântului Ioan. Și deodată Sfântul Ioan a trebuit, după ce a fost botezat Hristos în, acolo, știi, în Iordan, că am povestit noi odată parcă despre botezul Domnului, Am povestit. A urmat, dar ce să fac eu, să-ți las ție asta, să-ți las, cred că asta va trebui, să te duci după Evanghelia, noi acum am început parcă pe Matei, parcă, nu? Sau Marco? Nu? Stați să iau Biblia să văd. Ia vezi tu. Da, parcă era după Matei. Matei. Prima Evanghelie, da? După, da. Matei. Ei, urmează Marcu și pe urmă Luca. Și după Luca, Luca prezintă pescuirea minunată. Dacă te duci după Evanghelia lui Luca, deci Luca fiind unul din apostoli, Evanghelia după Luca, da? Și undeva există capitolul acela care vorbește despre pescuirea minunată, nu știu al câtelea capitol, este acela acolo, titlul parcă așa este, și pescuirea minunată. Am așa, stați să văd de la început. Ia vezi tu. Primul capitol e așa, cuvânt înainte. Da. Al doilea să fie, am lung și nu văd unde e al doilea. Da, să spuneți, al doilea, nu cele secundare, nu? Al doilea, nașterea lui Iisus Hristos. Bun. Al treilea, propovăduirea lui Ioan Botezătorul. Bine. Așa, al patrulea, ispitirea lui Iisus Hristos. Al cincilea, pescuirea minunată. Ai adus rapid. Ia citește tu și până să comentăm un pic. Merită aici să vezi ce interesant este. Citește asta.
5. Pescuirea minunată. Pe când se afla lângă lacul Genezaret, dacă zic bine, Genezaret, și da. Norodul ca să audă cuvântul lui Dumnezeu. Iisus a văzut două corăbii la marginea lacului. Pescarii ieșiseră din ele să-și spele mrejile. Mrejile, adică plasa aceea de, cu care prindeau ei pește. Da. Da? Un instrument care era folosit pentru prinderea peștelor. Da? S-a suit într-una dintre aceste corobii care era a lui Simon și l-a rugat să o îndepărteze puțin de la țărm. Stop. Ia să vedem, mai să discutăm un pic partea asta. Deci, Ioan Botezătorul, dacă nu mă înșel, a fusese reînchis, cred că nu mă înșel, fusese reînchis și în timpul ăsta ucenicii pe care Ioan îi avea s-au dus după Domnul nostru Iisus Hristos, după Iisus, și acum era multă lume. Deci merge pe malul lacului acela, Genezaret, era foarte multă lume după Iisus. Și la un moment dat, iată că tocmai lumea vroia să asculte cuvântul lui și erau foarte mulți care aveau multe probleme și doreau să-și vindece pe cei dragi. Și el se dovedise că este doctorul sufletului și al trupului, nu? Iisus în mai multe rânduri a vindecat. Și acum era foarte multă lume și ca să poată, este minunat, ca să poată vorbi, de atât două bărci erau atrase la mal, pescarii obosiți după noaptea aceea de lucru și erau și triști că nu prinseseră nimic. Nimic nu prinseseră toată noaptea. Și peștele, ei fiind de pescare numiți din tată în fiu, făceau acest lucru ca o profesie. Asta era profesia lor. Asta știau ei să facă. Și acum triși, flămânzi, probabil, stăteau și își curățau instrumentele de pescuit. Și deodată, probabil că au și auzit, ei știau probabil de Domnul nostru Iisus Hristos, de învățătorul, cum li spuneau ei. Ei nu știau că, nu știau că este Dumnezeu, practic. Ei știau că este a apărut un învățător care multe lucruri minunate le spuneau. Da? Și atunci, în timp ce își reparau sculele de pescuit, iată că el se apropie, voi să le poată vorbi, pentru asta a dorit să se urce într-o barcă și un pic să o îndepărteze de la mal ca să aibă vizibilitate mai bună și să poată, cuvântul era, cum nu fusese niciodată pe pământ cineva, când numai Dumnezeu avea atâta forță a cuvântului, și lumea stătea pe mal și asculta cu, sorbeau din tot ce spunea, din cuvântul lui Dumnezeu, îl sorbeau și se hrăneau pur și simplu, așa de mult, le ajungea la inimă. Și acum spune, dă un pic barca mai în larg, nu? Un pic ca să pot vorbi. Da, spune, deci a zis, a suit într-una dintre aceste corăbii care era a lui Simon și l-a rugat să o îndepărteze puțin de la țărm, apoi a șezut jos și învăța pe noroade din corabie. Când a încetat să vorbească, a zis lui Simon, depărtează-o la adânc și aruncați-vă mrejile pentru pescuire. Drept răspuns, Simon i-a zis, învățătorule, toată noaptea ne-am trudit și n-am prins nimic, dar la cuvântul tău voi arunca mrejile. Vezi, Alesia, hai să stăm un pic să discutăm amândoi aici. Vezi, închipuiți că cineva așa se oprește și spune, măi, știți, eu vă văd necăjiți într-un fel. Dumnezeu citea inima lor, descoperise că erau foarte triști, că o noapte întreagă nedormiți și că nu priseseră nimic. Și acum Petru, Simon, zice, învățătorule, ce să începem? No, ziua nu se prinde pește, noaptea, noi suntem, dar nu spun, nu-i replică, nu-l acceptă cuvântul lui. Vezi,
ca un profesionist putea să spună, dar știu eu mai bine, dar cu ce spui mie că să te mă apuc să prind pește la ora asta? Nu e niciun pește acum, vremea asta. Lasă-ne în pace, că suntem supărați. Vai de capul nostru, nu ne-am mâncat nimic, nimic. Suntem și flămânzi. Dar ce face? Ia să vezi ce face. La Ia, cuvântul tău. da, la cuvântul tău, voi arunca în regile. Face ascultare. Este extraordinar. Deci, peste ceea ce era firesc și normal, nu? Peste nivelul la care putea să repri și spună că te pricepi tu mai bine decât mine sau știu eu ce, el face ascultare. Dumnezeu a ajunsese cu forța cuvântului la inima lui. El n-a mai pus întrebări, nimic. Fac cum spui tu. După ce le-au aruncat, au prins-o așa de mare mulțime de pești că începeau să li se rupă mrejile. Au făcut semn tovarășilor lor, care erau în cealaltă corabie, să vină să îi ajute. Aceia au venit și au umplut amândouă corabile. Așa Stop, că au stop, început. stop, 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 să mai vedem, hai să mai discutăm un pic. Deci, vezi, împotriva raționamentului, deci împotriva raționamentului, nu se putea prinde niciun pește, surpriza mare, minunea se produce și în prima fază, acum Hristos l-a convins pe Simon că dacă face ascultare, iată ce lucru minunat se întâmplă. Și când ei au crezut că e așa, acolo câțiva pești, dacă nu încep să tragă de plasa aceea și să o pună așa, și-au dat seama că nu încape într-o singură barcă. Și atunci au spus și celorlalți, vezi, ei îndată își dau seama că e o cantitate mare de pește și se gândesc și la cei care au fost tovarășii lor de pescuit și nu prinsesc nici acei nimic. Și așa zis, să putem ajuta și pe ceilalți doi. Da. Așa, aceia au venit și au umplut amândouă corabile, așa că au început să se afunde corabile. Când a văzut Simon Petru lucrul acesta, s-a aruncat la genunchii lui Isus și a zis: Doamne, pleacă de la mine, că sunt un om păcătos. Stop, 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 stop. Aici este moment extraordinar. Extraordinar. Deci, Simon își dă seama că se află în fața unui moment care depășește posibilitatea. Probabil că el nu prinsese niciodată atâta pește. Dacă să ajungi să prinzi o cantitate atât de mare încât corabia să se scufunde, dar nu numai a ta, așa, prietenilor tăi. Adică Sigur că a fost momentul acela de șoc. Și el, în loc să ducă, să mulțumească, să-i zică Domnul nostru Iisus Hristos, mulțumesc, Doamne, îți mulțumesc, că uite ce mare bucurie mi-ai făcut, atâta pește, o să mai dau și la vecin, o să mai fac și nu știu ce, nu știu cum, o să păstrești pentru mine, o să mai și vând, o să fie o mare bucurie în familia mea. Ce face el? Ce-i spune? Pleacă de la mine, Doamne, că sunt păcătos. Adică spune, eu nu merit asta. Eu nu merit asta. Pentru că el simte că este o minune și se află în fața, nu? Simte că e minune și se află în fața lui Dumnezeu. Deci, acum Dumnezeu a aruncat, în afară de că a prins pește, l-a prins și pe el în undiță. În undița cuvântului. Și Dumnezeu acum simte că el este în stare să-l urmeze. Da? Să vezi ce interesant se întâmplă. Ce urmează acum? Fiindcă l-a apucase spaima pe el și pe toți cei ce erau cu el, din pricina pescuirii pe care o făcuseră. Tot așa și pe Iacov și pe Ioan, fiii lui Zebedei, tovarășii lui Simon. Atunci Iisus a zis lui Simon: Nu te teme, de acum încolo vei fi pescar de oameni. Ia să vedem, ia să vedem. Deci, în clipa asta, la început, Simon a fost ca un pește. Hristos a aruncat undița. Undița când a fost aruncată? Atunci ne-a spus, aruncă mreaja, să văd, ați face ascultare.
Deci l-a prins în undița lui, a cuvântului lui, da? În prima fază. Și pe urmă după aceea i-a spus că tu de acum vei deveni pescar la rândul tău, la rândul tău tu vei fi cel care vei răspândi cuvântul meu. Într-un fel, cum te-am prins eu pe tine, vei face și tu de acum încolo. Da? Și iată cum Sfântul Andrei, apostolul Andrei, fratele lui și Sfântul Petru, apoi Ioan și Iacov, cei patru sunt primii care sunt chemați, nu? Sunt chemați de Domnul nostru Iisus Hristos ca apostol, ca ucenicii cei mai apropiați ai lui, nu? Ei, asta se întâmplă acolo. De ce zici pescuirea minunată, dar de fapt este prinderea în plasa lui cuvântului lui Dumnezeu a celor patru. Doi frați și iarăși doi frați, da? Frații Andrei și Simon și Iacob și Iacob și Ioan, da? Deci asta e momentul acela important. Și acum? Și acum ei au scos corobile la mal, au lăsat totul și au mers după el. Nemaipomenit. Iată ce moment greu de înțeles din noi acum. Foarte greu de înțeles. Deci după ce atâta bucurie au prins, i-au putut să lase și flămânzi tot și peștele acela în loc să-l valorifice, să zică, uite Doamne, uite, să ducem măcar acasă, să facem nu știu ce, nu știu cum. Nu, au lăsat totul acolo, nu i-a mai interesat nimic, absolut nimic. Câți ar fi putut să facă așa ceva? Imposibil. Nici, și familii, tot au lăsat și i-au urmat lui. Atâta putere a cuvântului și așa de puternic a pătruns Dumnezeu în inima lor, încât ei și-au lăsat toate ale lor și i-au urmat lui. Da? Ia să vedem ce mai urmează. Iisus era într-una dintre cetăți și iată că un om plin de lepră, cum l-a văzut, s-a gata, ne oprim aici. Ne oprim aici pentru că acesta a fost momentul foarte important. Și acum am să-ți vorbesc ceva despre Andrei. Deci, în momentul în care cei 12 ucenici, după învierea Mântuitorului, au rămas în acolo în camera aceea, în foișorul același. Hristos le-a spus, zice, uitați, am să vă trimit pe Duhul Sfânt după înălțare. Și Duhul Sfânt va coborâ asupra voastră și voi veți merge și veți merge în toată lumea răspândind cuvântul meu, adică cuvântul Evangheliei. Cuvântul Evangheliei și să poată să aducă pe câți mai mulți în biserica lui Hristos, care s-a construit ușor cu oamenii pe care îi convingeau. Ei, apostolii, au plecat peste tot. Iar Andrei a plecat spre ținuturile noastre, pe aici, pe la gurile Dunării, au fost ajuns. Și el a vețuit o perioadă de timp în peștera aceea, de care a auzit, nu? Că s-a făcut vorbire acum, când în ziua de 30, a fost sărbătorită ziua Sfântului Andrei. El, în final, a fost ucis. Toți apostolii au fost ucis, cu excepția, mi se pare, ca lui Sfântul Ioan. Lui Ioan, cel care, de care am vorbit mai devreme cu Iacob. Dar toți au sfârșit prin moarte și moarte nu așa obișnuită, ci una crudă de tot. Adică, și el a fost... N-a acceptat să fie răstignit precum Sfântul Ioan, precum Hristos, ci a fost pe o cruce în formă de X. Știi, la trecerea peste cale ferată, totdeauna zice să oprim la crucea Sfântului Andrei. Tu ai sesizat asta? Deci la trecerea peste cale ferată, acolo unde nu este păzită, este crucea Sfântului Andrei, unde mașina trebuie să oprească. N-ai sesizat, bănesc, nu? Nu. Nu, n-ai sesizat, dar o să vorbește cu mama și o să-ți explice că așa există. Și este sub formă de X. Nu-i crucea așa cum o știm noi, ci formă de X, pentru că el n-a acceptat să fie
crucea, așa cum a fost la Domnul nostru Iisus Hristos la răstignire, și el asta a cerut și a fost răstignit, dar cu capul în jos, nu cu capul în sus. Deci, nu, și a spus, nici moartea nu merit eu să fie după modelul lui Hristos. De aceea, noi avem șansa de a vorbi că avem o încreștinare apostolică, adică după făcută de apostolul Andrei. Suntem printre creștinii fericiți, da, care avem o încreștinare apostolică. Iată că, fiindcă ne-am aflat în perioada asta, domnul, a sărbătoririi zilei Sfântului Andrei, am și văzut pescurea și asta minunată și am dorit să și purtăm un pic de discuții. Acum să intrăm în lecție. Vreau să mai spun că am fost și la curtea de Argeș. Aha, foarte tare. Deci ai avut perioadă foarte frumoasă asta de, da, de weekend. Știi ce este acolo, ai și văzut, nu? Și da, da. Catedrala aceea minunată și toate lucrurile aceea frumoase. Vreau să... Uite că acum mi-am amintit că noi am lăsat undeva suma aceea, da, care da, trebuia da, să fie... Am lăsat lecția neterminată la o sumă cu... 2 plus 2 la 1, plus 2 la 2, plus puncte, puncte, plus 2 la puterea 2n plus 1, că este pătrat perfect, nu? Stați să văd cum am un caiet. Imediat, e aici, la îndemână. Ia să vedem. 2, 2 plus 2 la 1, plus 2 la 2, plus 2 la 3, plus puncte, puncte, plus 2 la 2n plus 1, dacă este pătrat perfect. Și am făcut prima dată că n e 1, n e 2 și a rămas să mergem mai departe, dar eu și ne-a dat la amândouă că e pătrat perfect, dar eu cred deci că în cazurile particulare, asta spui tu, în da, cazurile particulare, am constatat că e adevărat, că este pătrat perfect, dar n-am finalizat-o, că nu ne-am dus pentru orice mers. N-am rezolvat problema în totalitate, doar am constatat că situațiile particulare conduceau la numere care erau pătrate perfect. Și noi doream de acolo, din cazurile particulare, să descoperim vreo șmecherie. Să știi că lecția a fost bine vizionată, chiar dacă a fost printre, mă rog, pusă de câteva zile. Ai pusă? A tras atenția prin niște comentarii frumoase acolo. Noi o să... Hai să zicem, suma este egal cu? Chiar n-am văzut-o, să mă uit. O să te uiți, dar n-am. Imediat. Așa. Am așa, suma S este egal cu 2 la A. 2 plus 2 la 1. 2 plus 2 la 1. 2 la a 2 plus 2 la a 3 plus plus 2 la 2 n e pătrat perfect. Ce am descoperit noi acum? Am descoperit ce înseamnă să luăm cazuri particulare. Foarte importantă chestia asta. Când avem de făcut un exercițiu de acesta în care vrea să constatăm ceva pentru caz general, adică cu un număr foarte mare de termeni, cum este cazul la noi, ne vine foarte greu să încercăm așa deodată. Și poate nu vine o idee. Spuneam și altă dată la matematică, ca niciun în altă parte, avem șansa de a spune
că ne aflăm așa, ca, parcă am fi într-o intersecție și trebuie să căutăm la stânga sau la dreapta o fi bine. E, aici este momentul acela când, dacă noi insistăm și spunem Doamne ajută-ne acolo, măcar în gând să o spunem. Este minunat că ne ducem pe ideea bună. Vine ideea cea minunată care ne salvează. Bună oară aici, care a fost ideea minunată? Cum nu aveam cum să mă descurc în general, am zis, hai, pentru noi egal cu unul. Ce devine pentru noi? Să reluăm de acolo. Pentru noi egal cu unul, notează ESN suma aceea. ESN egal cu. ESN, pune pe rama tablei, acolo pune SN, S indice N, egal. S indice N, egal. Dar de ce indice N? Pentru că suma asta depinde de N. Exact. Da? Și zicem, exact. Pentru N e... Deci, fiindcă depinde de N, de aia am notat-o și noi cu S indice N. Și acum, pentru N egal cu 1, S indice N, S indice 1, hai să zicem, pentru N egal cu 1, să scriu asta puțin mai mic, că nu... Așa, ca să... Așa. Pentru S indice... Pentru N egal cu 1. Pentru N egal cu 1. N egal cu 1, am așa. Rezultă S1, S indice 1, S indice 1, adică în loc de N vom pune 1, egal cu... 2 plus 2 la 1 plus 2 la 2 plus 2 la 3 plus puncte, puncte, puncte plus 2 la 21. De ce 21? Păi fiindcă nu e 1. Dar nu, acolo nu-i număr. Știi cum e învățat scrierea în baza 10 când ar fi... E așa numărul. Nu-i așa. Nu-i pusă bară deasupra. E 2 ori 1. Dacă ar fi fost asupra lui... Păi da, aici e 2 ori 1, dar zic că dacă ar fi fost un număr, aș fi avut 2N așa. Așa, perfect. Păi asta vă zic. Acum e 2 ori 1 plus 1. 2 ori 1, în loc din N. Deci 2 ori 1 plus 1 în continuare. Deci cât un loc din N e pus 1. N-ul acela trebuia să scrii la nivelul lui 2, ca să înțelegi și mai bine. E 2 înmulțit cu N plus 1. Când ai scris pe SN pe linia întâi acolo suma aceea, la ultimul termen acolo trebuie să scrii 2 ori N, dar nu să fie la nivelul lui 2, așa, ca să nu fie ca un indice acolo, N mic. Că l-ai făcut prea mic pe N. Acolo. Deci acolo zici ori N, cât e 2? Ori N plus 1, da? Așa. Și plus 1 este, nu, dar plus 1 e sus. Plus 1 la exponent, uite-te, Alisea, că tu ai spus acolo. În exercițiu nu e plus 1 jos la bază, ci la exponent. 2 ori N plus 1. Dar la exponent, eu am scris greșit. Deci plus 1 sus. Așa. Așa. Da. Adică cât ar fi 2 ori 1 plus 1, dacă ai exponent? 2 ori 1 plus 1. Da, 3. Faci 2 la 3. Auziți acum? Da, te aud. Ok. Deci unde, cât face 2 ori 1 plus 1? 2 la 3. 2 la 3. Deci trebuie să te oprești la 2 la 3. Adică unde? Unde trebuie să te oprești? Aici. Acolo, atât. Deci nu mai trebuia să scrii pe toți ceilalți. Deci suma se oprește la 2 la 3, atât. Așadar, îi ștergi pe toți ceilalți. Deci, pur și eu te-am lăsat, așa, dar fără să mai fie plus. Înainte, deci închizi paranteza, nu paranteza, fără plusul acela, că nu mai este nimic după 2 la 3. Hai să înțelegem așa, Alesia.
în momentul în care ies indicii în, acolo, sunt foarte mulți termeni. Noi nu putem scrie, că nu știm cât e de mare N. Dacă zicem că N ar fi 1000, ar fi fost 2 ori 1000 plus 1, adică 2001 de termeni. Și de aceea nu îi putem scrie pe toți. Și prin puncte, noi am înțeles pe toți cei care ar trebui scriși și nu i-am scris. Dar dacă am făcut momentul ăsta când pe N egal cu 1, îl locuim în termenul de la sfârșit, asta e ideea. Că în momentul în care locuim pe N cu 1, termenul care rezultă după calcul acolo îți indică unde să te oprești. Mai precis, haideți să luăm dedesubt așa alesea. Fie notăm o altă sumă, că nu ți-e clar asta. Și dacă nu ți-e clar, nu putem păși mai nu mergem mai departe. Ai înțeles? Da, am înțeles. Deci, practic, acum, când ai zis nu e egal cu 1, tu trebuie să te oprești unde când ai scris suma? Ne-a scris ce? Când ai scris pe N egal cu 1, 1, unde trebuia să te oprești? Da. La 2 la 3. Păi dacă da la 2 la 3, nu mai ai nimic după aceea. După 2 la 3 nu mai ai nimic. Puncte și plus, nu știu cine acolo, nu mai există. Păi da. Deci le ștergi, pur și simplu le ștergi. Da? Deci la 2 la 3 te oprești, acolo, atât. Deci, încă o dată, prin înlocuirea lui în termenul general, îți indică unde se oprește. Și hai să calculăm acum, să vedem cât ne dă suma asta. Egal mai departe. Egal mai departe. Nu, pe linie scrie. Pe linie, ca e posibil. Egal. 2 plus 2. Păi fă calculul, ce să mai pierdem timpul? Păi, dar făceam calcul. Păi, ia, hai. Deci, 2 las așa. 2 la 1 înseamnă 2. Da. Mai departe plus 2 la 2 este 2. 4. Și plus 8. Plus 8, corect. Și acum? Da. Și acum o să scriu ar. Egal. 16. 16 este pătrat perfect, nu? Da. Egal cu 4 la 2. Deci egal cu 4 la 2, tot acolo de desubt. Ca să nu te ducem în altă parte, că vom lua pentru noi egal cu 2. Nu vreau să scrii de desubt. Acolo unde să luăm nu e egal cu 2, dar te rog să scrii acolo dedesubt, sub 16, dedesubt pe ramă, spui 4 la 2, egal 4 la 2. Perfect. Egalul puteai să spui în dreptul 16 și 4 la 2 dedesubt, ca să nu... Egal acolo cu 4 la a 2, care înseamnă un pătrat perfect, nu? Fără discuții. Hai să vedem pentru nu egal cu 2. Și acum pentru nu egal cu 2 rezultă și să scrii mai... Ia să vedem ce devine nu egal cu 2. Nu egal cu 2 devine... S2, S-indice 2. S-indice 2. 2 plus... Stop. Vezi unde te oprești. Păi vezi asta unde... vreau să fac. Va fi 2 la 2 ori 2... plus 1, care este 2 la 4 la 5. Și atunci... Așa, foarte bine. Unde te vei opri? Până la 2 la... 5. Corect. Plus 2 la 2, plus 2 la... Mai strâns, adică mai... A, că vreți să scriu pe ce și... Totul să se termine pe linie. Da? Așa. Doi plus doi la întâia, plus doi la a doua, plus doi la a treia, plus doi la a patra, plus doi la a cincea. Perfect. Deci și eu am deja calculat până la a treia. O ai calculată. Cât este? Este 16. Perfect. Adică 4 la a doua.
Da, 4 la 2. Bucata asta este 16. Pune 4 la 2. Pune 4 la 2 că mi-i place foarte tare chestia asta. 4 la 2 plus 2 la plus 2 la 4 plus 2 la 5. Da. Și aș vrea să scrii în loc de 4 la 2 să zici 2 la 4. Ah, ok. Deci egal cu 2 la 4. Plus iar 2 la 4 care urmează și plus 2 la 5. Este egal cu. Așa. Este egal cu. Și acum calculez. Nu, nu. Hai să facem așa. Un 2 la 4 și cu un 2 la 4 câți fac? Păi trebuie să-mi calculez. Bun, dar eu aș vrea să vedem câți de al de 2 la 4 sunt cei. Sunt 2 de 2 la 4. Așa să scrii. Deci egal cu dedesubt. Acum te rog să scrii dedesubt. Egal. Dar nu la n egal cu 2, ci acolo la egal. În dreptul egalului. Acolo, la S2, egal acolo, cu 2 ori 2 la 4. 2 ori 2 la 4 plus 2 la 5. Și egal cu... Cu 2 la 5. Da. Plus 2 la 5. Adică egal cu câți de al de 2 la 5? Egal mai departe. Adică este egal cu 2 ori 2 la 5. Corect. Și egal cu... Adică este... Așa. Adică, cum mai poate fi scris 2 la 6? Păi poate fi scris ca 64. Poate să fie scris așa, dar noi să scriem 2 la 3, totul la a doua. Da, vrea să scriu totul. Așa, că îmi place foarte tare. Și acum ne putem opri. Da. Că 2 la 3, totul la a doua, e împătrat perfect. Da. E totul la a doua. Calcul, vezi, noi nu vrem... Să facem calculul efectiv. Că da, dacă or fi numere mari mai târziu. Da? Și când e așa ceva la a doua, e pătrat perfect. Deci acela e sigur pătrat perfect. Dacă vrei 2 la 3, cât este 8? 8 la a doua e 64. Cum vrei tu să-l calculezi. Da? Dar pe mine nu mă frământă să fac calculul efectiv, ci să văd o șmecherie. Hai să mai vedem încă o dată ideea pentru nu egal cu 2, că mi-a plăcut foarte tare. Spune tu momentele importante pentru nu egal cu 2. Pentru nu egal cu 2, momentele importante sunt, prima dată, a trebuit să știm unde să ne oprim. Corect. Știam că la final vom avea 2 la a doua ori 2 plus 1 și am calculat cine ne-a dat 2 la 5 și atunci ne-am oprit la 2 la 5. Mai departe, ca să nu se însă calculăm, deja partea asta până la 2 la 3 era calculată sus. Corect. Și atunci, fiindcă era calculată și știam că este 4 la 2, am scris 4 la 2 plus 2 la 4 plus 2 la 5. Dar l-am scris pe 4 la 2 ca 2 la 4. Corect. Plus 2 la 4 plus 2 la 5. Corect. Și am văzut că avem 2 de 2 la 4. Și atunci am scris 2 ori 2 la 4 plus 2 la 5. În continuare, 2, la 2 ori 2 la 4 ne dă 2 la 5 ori plus 2 la 5. Mai departe am văzut că avem 2 de 2 la 5 și am zis 2 ori 2 la 5 și ne dă 22 la 6, care poate fi scris ca 2 la 3 totul la 2. Perfect. Și gata, exercițiul pentru nu egal cu 2 a fost făcut. Pentru nu egal cu 3 să vedem. Egal cu 3. Sunt 3. Păi, înainte să scriu, trebuie să știu unde să mă opresc. Perfect. Și atunci, la final, voi avea 2 la 2 la 3 plus 1. Și atunci știu că este egal cu 2 la... Și calculez... calculez pur și simplu 2 ori 3 plus 1 și am 7 și am 2 la 7 și mă opresc la 2 la 7. Și atunci? Și atunci e 3 devine. 2 plus
2 la a treia plus 2 la a doua plus 2 la a treia plus 2 la a patru plus 2 la a cinci plus 2 la a șase plus 2 la a șapte. Da. Deja știu că asta e calculată. Corect. Este 2 la a șasea. Exact. Și atunci am 2 la a șasea plus 2 la a șasea plus 2 la a șaptea plus atât. Egal, egal, da. Egal, egal, egal. Ce se întâmplă ca partea calculată de aici? Da. O să fie la fel ca cea de următoarea. Perfect, asta e ideea teribilă care mi-ai spus acum. Cea mai frumoasă idee. Acum, parcă ai spus, dar dacă am spus la început, Doamne ajută, vezi cum Duhul Sfânt, gândul acesta care e la Dumnezeu. Ne ajută să... Ți-a atras atenția, este spectacol. Eu aveam de gând să te duc așa până când tu observai. Eu nu vreau să spun asta. Vreau de la tine. Este superb. Uite cât de minunat ai sesizat că după știi rezultatul dinainte și să mai adaugă doi termeni. Dar cel care urmează imediat e chiar rezultatul dinainte. Da. De ce spui 2 de 2 la 6? Deci egal cu... Da. Și atunci scriu 2 și scriu 2 ori 2 la 6 că sunt 2 la 6 plus 2 la 7. Am așa, este egal cu 2 la 7 plus 2 la 7. Perfect. Și atunci am 2 de 2 la 7 și atunci am 2 ori 2 la 7 și atunci este egal cu 2 la 8. Da. Poate fi ca 2. Ca să dea 8. Să fie ceva la a doua. A. Trebuie să fie la a doua. Da. Păi da, e numai 2 la 3. Să dea 8 la mulțire. Și unul din factori să fie 2. Păi am zis 2 la 2, totul la 3. Nu, 2 ori 3 fac 6. A, ca să dea sus la... Să dea 8, sigur că da. E 2 la 2, totul la 4. Sau să invers, mai sau, mult da, ca să fie la a doua. Asta-i, măi, asta-i. E perfect. Perfect, asta-i toată șmecherea. Noi trebuie să constatăm că se poate scrie la a doua și ești foarte încântat. Mai uite-te odată, spune-le prietenilor noștri că aici a fost momentul când s-a prins lumina și noi am văzut șmecheria. Că tu ești știu dinainte. Da, foarte frumos. N e 4. Da. S 4 este egal cu 3, să știți unde să mă opresc. Și ca să știu unde mă opresc, trebuie să fac asta. Pe N e egal cu 4, da? Da. Pe N e egal cu 4 în termenul general, zicem noi. În termenul general, la făcut pe N e egal cu 4. Da, exact. Și atunci am 2 la 9. Și atunci mă opresc la 2 la 9. Corect. 2 plus 2 la 3 plus 2 la 2 plus 2 la 3 plus 2 la 4 plus 2 la 5 plus 2 la 6 plus 2 la 7 plus 2 la 8 plus 2 la 9. Nu știu cum vom continua, că crește foarte tare. A, da, s-a dat din ce în ce. La fiecare dată, încă doi termeni, încă doi termeni, nu? Observ. Da, exact, observ. Știu că partea... Stați. Știu că partea asta e calculată. Așa. Nu așa. Și știu că este... Perfect. 2 la 8 plus 2 la 8 plus 2 la 9. Perfect. Mai departe. Avem 2 de 2 la 8 și atunci scriu 2 la
2 ori 2 la 8-a plus 2 la 9. Egal cu 2 la 9 plus 2 la 9. Corect. Egal cu 2 ori 2 la 9, fiindcă sunt 2 din 2 la 9 și egal cu 2 la 10. Care poate fi scris cu 2 la a 5 tot la a 2. Perfect, perfect. Fără comentarii. Tu le-ai spus prietenilor noștri atât de frumos în acum pentru noi la a 4, pentru noi egal cu 4, încât eu sunt entuziasmat și mă bucur foarte tare că ai prins foarte important să știi unde te oprești, cum folosești pasul din urmă, foarte important. Te uiți suma deja calculată până la un loc și ce e sesizat este că îi 2 la 8 acela, care s-a 2 la 8 și 2 la 9, până acolo e 2 la 8, știi sigur că e făcut mai sus. Și atunci totul este minunat. Dar mi-ai sesizat un pic că în momentul în care crește așa, tu ai vrea să nu... Că poate să apară cineva acum să pună întrebarea oare o fi bine pentru noi egal cu 5 aceeași mecherie? Și tu spui da. Nu e egal cu 5, să vedem cum arată. Acum nu se mai vede prea bine că, nu știu, s-a dereglat camera. E, vezi tu dacă poți să... E, vezi tu ce se întâmplă, că nu se vede bine. Se tu vedea... vezi, nu se vede deloc. Camera ta nu mai e... Ai apăsat pe un buton ceva, că nu se mai vede scris. O fi de la mine? Alesia, cred că e de la mine din nou povestea. M-auzi? 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 E cu întrerupere, ceva nu e în regulă. Ia să văd eu despre ce e vorba aici. Cred că am pățit-o ca data trecută. Ia să vedem dacă nu. Da, Alesia, tu mă auzeai? Hai să mai sun încă o dată să vedem ce se întâmplă. Așa, e de la mine, nu? Eu o să încerc să repornesc din nou să văd. Exact așa fac. Și perdem, prebănesc partea asta, trebuie să o reluăm din nou. O pierdem și ce am și discutat acolo. Trebuie lipit, ce îmi pare de rău. Chiar îmi pare rău. Chiar îmi pare rău, dar nu știu ce să fac. Acum n-am decât soluția asta, așa cum ai spus tu, să închid. Așa, așa, așa. Cred că așa o să facem. Da, 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 da. Bine, Alice. Bine, la revedere, pa. Bună seara, Alex, microfon online. Bun. Și să spunem că suntem
Am avut un incident, un incident care mi s-a datorat mie. Skype-ul ne-a lăsat și am trebuit să reluăm lecția de la început. Așadar, dragilor, sper că o să reușească Cristi să lipească și prima parte și cea de-a doua. Mi-ar pare foarte rău să nu avem și prima parte acolo lipită, dar pentru orice eventualitate să încercăm să discutăm suma aceasta, nu, Alesia? Să le explicăm din nou. Te rog tu. Vorbește tu, explică-le totul prietenilor noștri. Deci, am avut suma 2 plus 2 la 1 plus... A rămas din lecția trecută, spune de acolo, începe. A rămas din lecția trecută să vedem toate posibilitățile pentru nu. A rămas să arătăm că această este un pătrat perfect, indiferent ce nu va fi. Nu cât de mare, cât de mic. Da. Cum nu-l știam pe N și nu ne aveam nicio idee, nu? Pentru pornire, da. A trebuit da, să... Da, te rog. Fiindcă nu aveam nicio idee, am început de la 1. Și am văzut că la 1 am avut era pătrat perfect. La deci 2, pentru cazul particular când n egal cu 1, am descoperit că locuindu-l pe n egal cu 1 în termenul general, da, acolo 2 ori n plus 1, ne oprim la 2 la 3. Da. Fiindcă la final aveam, dacă l-am locuit pe N, dacă l-am, în loc de N am pus 1, la final aveam 2 la 2 plus 1 plus 1 și atunci aveam 2 la 3 și atunci n-a trebuit să mai scriu în continuare, m-am oprit la 2 la 3. Perfect. Deci ultimul termen din suma asta, ultimul termen este 2 la 3. Și deci noi acolo ne oprim. Ca să știm exact cum ne oprim, locuim pe N cu valoarea particulară și știm exact unde ne oprim. Deci pentru noi egal cu unul, suma aceea care are cu puncte se oprește, dacă așa vorbim, la 2 la 3, adică are numai 4 termeni. Are pi 2, pi 2 la 1, 2 la 2, 2 la 3, 2 la 4 și de așa mai departe, nu mai există. Dar asta e foarte important pentru prietenii noștri să înțeleagă că în cazul acela general, nu, avem o foarte mulți termeni. 2 la n plus 1 termen sau câte ori fost 2 la n plus 2, chiar. Ei, ne știi unde să ne oprim, am particularizat pe n egal cu 1 și acum știm ce devine suma aceea într-un caz particular pentru n egal cu 1. Și a devenit, așa cum o vedem, și este pătrat perfect pentru că este 16 care e 2 la 4, da? Da, da. Acum, la n egal cu 2 vorbești tu. N egal cu 2. Am avut 2 plus 2 la 1, dar înainte de asta trebuia să știm unde să ne oprim. Și atunci la final, dacă l-am locuit pe N cu 1, știam că la final vom avea așa. 2 plus 2 la plus 2 ori 2 plus 1, care ne dădea 2 la 5. Și atunci nu mai avea rost să scriem în continuare și ne-am oprit la 2 la 5. Și am scris până la 2 la 5 și am văzut că de aici, de la 2 până la 2 la 3, aveam deja calculat sus. Aveam rezultatul. Era 16, adică 4 la 2. Și atunci am scris 4 la 2, cât e bucățica asta, plus 2 la 4, plus 2 la 5, în continuare. Pe 4 la 2 le-am scris ca 2 la 4, plus 2 la 4, plus 2 la 5. Am văzut că avem 2 de 2 la 4 și atunci am scris 2 ori 2 la 4, plus 2 la 5. Este egal cu, aici ne dădea 2 la 5, plus 2 la 5, avem 2 de 2 la 5. Și scriem 2 ori 2 la 5, este egal cu 2 la 6, care mai poate fi scris ca 2 la 3, totul la 2. Și atunci este pătrat perfect, fiindcă este la 2. La n la... Pentru n egal cu 3. Pentru n egal cu 3 am avut așa.
Înainte de tot, trebuie să știm unde să ne oprim. Și atunci, dacă îl înlocuim pe numărul 3, la final vom avea 2 la a doua ori 3 plus 1, care înseamnă 2 la 7. Și atunci ne oprim la 2 la 7. Părticica asta până la 2 la 5 o știam mai sus. Este 2 la 6. Plus 2 la 6 plus 2 la 6 plus 2 la 7 este egal cu 2 ori 2 la 6, fiindcă avem 2 de 2 la 6. Plus 2 la 7 este egal cu 2 la 7 plus 2 la 7, avem 2 iar aici și atunci avem 2 ori 2 la 7 egal cu 2 la 8, care mai poate fi scris ca 2 la 4, la 2, totul la 2. Aici observăm că asta e. Mereu când trecem la... Trecem la următorul. Așa, la următorul pas, foarte bine. La următorul pas, vedem că partea din spate care o știam este mereu, cum să zic aici, adică partea de aici este la fel ca următorul. Deci partea pentru pasul de la 2 la 3, deci când am locuit pe nu egal cu 3, partea, bucata până la nu egal cu 2 e deja cunoscută. Da. Deci ce ai pus tu în paranteză ar fi fost partea de la nu egal cu 2, despre care știm că e pătrat perfect, nu? Da. Cum am avut aici, am avut toată asta o știam de dinainte. Și care e la 6. Plus 2 la 6. Bun. Și acum, încă o dată, mergi la nu egal cu 4, explică-le și pentru nu egal cu 4, dar te duci acolo sus, unde e dată SN, adică formula generală acolo unde era 2 ori N plus 1, ca să-l explici pe prietenul nostru, e că acolo înlocuiești tu pe N cu 4 și vine 2 ori 4 plus 1, da. În SN acela de sus, prima relație care ai scris-o. Da. Avem așa, ca să știm unde să ne oprim, vedem. Adică, ca să știm să ne oprim aici, la final, n-ul de aici înlocuim cu 4. Și atunci, în loc de operația aceasta, scriem 2 la a doua ori 4 plus 1. Și atunci ne dă 2 la a noua. Și atunci ne întoarcem și nu mai scriem partea asta, scriem doar până la 2 la a noua. Și atunci avem 2 la a întâia plus 2 la a doua până la 2 la a noua. De la 2 până la 2 la 7 este calculată deja, sus, de 2 la 8. Și vedem că iar este la fel ca următoarea putere care vine. Este 2 la 8 plus 2 la 8 plus 2 la 9. Și avem 2 de 2 la 8 și scriem 2 ori 2 la 8 plus 2 la 9. Avem, aici ne dă 2 la 9 și avem 2 de 2 la 9. Este egal cu 2 ori 2 la 9, este egal cu 2 la 10, care mai poate fi scris ca 2 la 5, totul la a doua, care este putere, care este pătrat perfect. Deci, perfect ai zis așa, ce ai tu pus în paranteză, acolo că ai pus în paranteză, era 2 la 8, nu? E 2 la 8, adică este pentru S egal cu 3. Și scrie acolo deasupra S egal cu 3. Vezi S egal cu 4 și ai pus în paranteză acolo, sau între două bare ai pus tu, da? Și încadrează și barele aceea și pune S egal cu 3. Este suma 3 acolo. Da? E suma 3. 2 plus 2 la 1 plus 2 la 2. Așa toată bucata asta până la 2 la 8, da? Deci 2, jos, asta lasă 4, lasă 4, te uiți, care este 2 plus 2, nu sunt 4, egal cu, ai pus tu bară, 2 plus 2 la 1, plus 2 la 2, plus 2 la 3, plus 2 la 4, plus 2 la 5, plus 2 la 6, plus 2 la 7, plus 2 la 8, nu? E 2 la 8, aceea, pe urmă iar 2 la 8 și plus 2 la 9. Dar pune, unde ai închis bara, pune să... Toată bucata aceea S3, S indice 3. Deci de la început și până acolo, lasă bara, că e foarte bună. Chiar poți să o pui într-o paranteză toată chestia asta.
adică să încadrezi până acolo și spui că aceea e toată bucata S3. S indice 3. N-am loc. E, scrii deasupra, așa un pic, S indice 3. Așa acolo, perfect, perfect. Deci toată aceea S indice 3. Așa. Adică e pasul din urmă, cu alte cuvinte, da? Cum ai spus și tu, ai observat, S indice 3. Așadar, scrie de nou așa de desubt, S4 egal cu S4 egal cu S3. Scrie asta, să o scrie de desubt. S4, S indice 4 egal cu S indice 3, S indice 3. E bucata aceea care e notată S indice 3 plus 2 la a 8-a și plus 2 la a 9-a. Foarte tare. Deci S4 se bazează pe S3 și la care mai pui doi termeni. Foarte important, da? Dar S4 acela știai cine este, nu? E tocmai 2 la 8-a. Deci egal mai departe cu 2 la 8-a. Egal acolo, continuă egalul. Deci în dreptul relației, egal acolo cu 2 la 8-a plus un 2 la 8-a plus 2 la 9-a. Exact ce ai scris acolo și faci de două ori 2 la 8, nu? Da, fac de 2 ori 2 la 8, am 2 la 2 ori 2 la 8 plus 2 la 9, am 2 la 9 e 2 la 10. Asta am vrut să spun. Și egal mai departe cu 2 la 5, totul la a doua, cum ai scris tu și de ce este pătrat perfect. Deci poanta este aici. Este momentul când tu nu ai observat foarte bine că S4 s-a scris pe S3 plus 2 termeni. Ai putea să spui S5 deodată cum se scrie? S indice 5. Da, pot. Asta vreau, mă, asta vreau la tine. Foarte important. S indice 5. Se mai vede? Da. Este egal cu S indice 4. Da. Plus 2 la 10. Foarte tare, foarte tare. Plus 2 la 11. Foarte tare. Te felicit. Te felicit și mă bucur teribil de tare. Foarte tare. Păi, tu ai și explică-le prietenilor noștri. Uitați dacă înlocuim pe noi egal cu 5 sus, ca să înțeleagă ei. Da. Deci, în primul rând, dacă l-aș fi scris desfășurat, până la S la a patra eu știam și atunci n-am mai scris toată bucata și am scris S la S indice 4 plus ce urma după încă doi termeni după 2 la 9. Foarte tare, foarte tare. Și de unde știu că la 2 la 11 se oprește? De unde știu tu? Fiindcă în primul rând făceam 2, fiindcă sus aveam, înlocuiam pe N cu 5. Asta e. 2 ori 5, 10 și cu 1, 11. 11, da. Da. Și tu la S4 ai văzut că e 2 la 10. Da, da. Spune-le. Am văzut că la S4 e 2 la 10. 2 la 10. Și se repetă 2 la 10 și plus 2 la 11. E clar. E foarte tare. Și acum egal mai departe. Acolo continui pe linie la S5. Egal cu. Ca să le explici că e pătrat perfect și acum. Hai să vedem. Avem S indice 4, care este 2 la 10. Scrie. 2 la 10. Da. Cum și am plus spus, 2 la 11. Este egal cu... Avem așa. 2 de 2 la 1, de 2 la 10, care notăm cu 2 ori 2 la 10. Îl notăm... E egal cu 2 la 11, plus 2 la 11, care îl notăm cu 2 la... ori 2 la 11, care este egal cu 2 la 12. Care va fi scris egal mai departe cu? Cu 2 la 12. E practic, cum să zic eu? Zic că mă interesează ce vrei să spui. Da, e ce urmează după 11, adică nici nu trebuie să mai calculez. Asta. După aia e 13, după aia e 14. Uai, ce tare, ce tare. Foarte tare. Deci ai sesizat că după ce obții locuirea lui N, rezultatul sumii va fi cu 1 mai mult. Da. Da? Adică 2 la 12, care mai poate fi scris acum.
2 la 12. Păi poți mai fi scris ca. Ca să fii pătrat perfect. Da, 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 ca să fii pătrat perfect. 2. A. Ca să facă 12. Da, știu, știu, știu. Ar fi 2 la 3, totul la 4, dar că trebuie totul la 2 ca să fie pătrat perfect. Așa. Atunci când să scriu eu 2, să mă gândesc 2 la ceva aici plus ceva. Totul la 2, să facă 12. Da, dar da, să facă da. 12. Ceva, ceva. Doi cât să facă 12, da. Cum ați spus? 2 la cât a să fie? 2 la, îi pun 1 ori 12, dar 2 la 6 a totul la 2. Nu? La 6 a totul la 2. Da. Exact. Păi scrie așa. 2 la 6 a totul la a 2. La 6 a totul la a 2. Că face 12, nu? Da, să fie da. La a 2. Că tu ești frământată de ideea de a avea pătrat perfect. Bravo. Corect. Corect. Și atunci scriu S la 6? Vreau pe S la 6, că acum am descoperit șmecheria. Și sper să găsim acum cazul general. Deci S6. S6 este egal cu S la 5. S indice 5. S indice 5 plus 2 la 12 plus 2 la 13. Explică-le prietenilor noștri din ce au venit 13, că nu știu. Nu știți? Vă spun acum. Te rog. Deci, am așa. Dacă l-aș fi scris desfășurat, până la 2 la 5 știam că este 2 la 12. Și atunci a scris 2 la 12. Și ca să vă explic de ce a scris 2 la 13, deci m-am oprit la 2 la 13, fiindcă l-am înlocuit pe N cu 6. Și atunci aici aș fi avut 2 la 2 ori 6 plus 1. Care este 2 la 13. Perfect. Atunci, la 13 a trebuit să mă opresc. Și mai departe, am așa, S indice 5, scriu cât este, este 2 la 10, este 2 la 12. Da. Plus mai departe 2 la 12, plus 2 la 13. Și este egal 2 la 14. Pua, foarte tare. Explică-le de ce, că-s 2 de al de 2 la 12, ce fac, da? Da, asta dacă aș face calculul, doar că știu că este ăsta cu 1 în plus. Exact. Și 2 la 14, cum s-ar scrie? 2 la 14 s-ar scrie ca 2 la 7, totul la 2. Perfect. Gata, suntem, da? Foarte tare. Am început să pun din șmecheria. Deci, Alesia, cât de frumos, cât de interesant este la matematică. Unde nu știam să ne apucăm de exercițiul ăsta, nu știam nimic. Eram în ceață. Eram în situația de a spune, așa e exercițiul, nu-mi trebuie niciodată. Nu vreau să mă întâlnesc cu un astfel de exercițiu. Dar dacă am avut răbdare, dar dacă am descoperit șmecheria asta, că mergem din particular, ușor, ușor, până când sesizăm cum funcționează exercițiul de pe experiența din urmă, de pasul din urmă, depinde pasul pe care îl analizez eu. Cred că ăsta e cel mai important lucru pe care l-am desprins. Și aș vrea să mai scrii și pentru S7, ca să fie și mai clar, și pe urmă să ne gândim la un caz general, să ne apropiem de finalul exercițiului. Că știi, eu am pățit-o odată așa. Eram la o clasă și făceam un exercițiu în varianta asta. Deci ești 6, tu acum ești foarte tare frământată, scrie tu tot și până la să-ți povestesc. Ok. Deci este S6 plus E 2 la 14 plus 2 la 15 este egal cu, păi, S indice 6
Am spus că este 2 la 14. Da. Am 2 la 14 plus 2 la 14 plus 2 la 15, care este egal cu... egal cu 2 la a 16. Care se mai scrie... se mai scrie 2... la a 8, totul la a 2. Perfect, perfect. Sunt foarte, foarte, foarte încântat de, de ideea pe care tu ai, ai prins-o. Deci foarte încântat sunt de ideea pe care ai prins-o. Și vezi, pentru 2 la 6 te opri la 2 la 14, da? La 2 la, pentru pentru nu egal cu 6, practic ți-a dat dublul lui 6 plus 2. Că dublul 6 cât ți-a dat? Dublul 6 e 12 și cu 2 e 14, 2 la 14. Hai să luăm de la nu egal cu 3, să sesizăm o șmecherie. Pentru nu egal cu 3, S3 cât ți-a dat? I-a dat 2 la 8. 2 la 8, corect. Dar 8-ul ăsta poate fi văzut ca fiind dublul lui 3, că eu vreau să mă leg, de 2 ori 3 plus un 2. Dar uitați, este 2 la 8 și nu cu 4, 2 la 10, adică 8 plus 2 și apoi aici 10 plus 2 și apoi 2, 10 plus, 12 plus 2, 14, 14 plus 2, 16. Foarte bine, foarte tare și asta. Dar eu vreau să mă leg de indice. Vezi, la indice 6 acela și în dreptul său ai 2 la 14, da? Rezultatul. Pentru S6 e 2 la 14. Eu vreau să-l văd pe 14 ăsta ca fiind dublul lui 6 plus un 2. Că de 2 ori 6 plus un 2 sau... să zic 6 plus 1, hai că vine o idee și mai tare. În loc de 7 acolo, Alesia, în loc de 2 la 7, să zic 7 plus 1, totul la a doua. 6 plus 1, totul la a doua. Da. Hai că acum suntem în momentul tare al legășițului. Măi, ce chestie, foarte tare. Hai să mai vedem încă o dată dacă eu am dreptate. Deci pentru S6, cum a fost rezultatul? Finalul pentru S6, finalul e 2 la puterea 7, totul la a doua, da? Da, da. Iar 7-le acela poate fi văzut ca fiind 6 plus 1. 6 plus 1, totul la a doua. Totul la a doua. Ia să vedem la S7, poate să fie așa? Cât e la S7? Poate să fie 2 la 7 plus 1, totul la a doua. Perfect. Ai putea să-mi spui S indice 10, cum rezultatul direct, S indice 10, să rim acum un pic. S indice 10 egal cu rezultatul. S indice 10 egal. Mai scriu cum nu, mai nu, 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 că ar trebui să știi pe S9, dar nu știm. Egal cu 2 la cât ar va fi? Stai puțin să nu se calculeze, să mă gândesc. Deci am... Da, foarte bine spus. Gândește cu atenție. Deci, dacă nu scriu, nu pot. La, uite-te la rezultat, uite-te la rezultat. Pentru S7 cât este? Numai la rezultat te uiți. Acum mă uitam. Va fi egal cum? Opa. Va fi egal 2 la 22. Foarte tare, este foarte tare. 2 la 22, da, care face 2 la puterea 10 plus 1. 2 la 11 plus 1, totul la a doua. 10 plus 1. 10 plus 1. Dar de ce 10 plus 1?
Dar păi, ca e legătura cu indicele, sunt 10 ți-ai pus, nu? A, da, da, stai. Da, păi când ai zis 22, 2 ori 11. Da, ai da, zis, da. Foarte bine. Totul la a doua. Gata, ai pătrat perfect. Ia să-ți scrii tu, ies indice 100. Să-ți văd cum îl scrii pe ies indice 100. Păi da, nu mai știu. Ba da, te descurci că ai prins smecheria. Ies 100 egal cu 2 la rezultatul final. 2 la puterea. Da, dar că aici am putut să fac 16, că la indice 7 a fost 16, după am făcut plus 2. Nu, dar te uiți numai la final. Te uiți numai la final. E 2 la 8 plus 1. Adică e 2 la 7, 2 la puterea indicile plus 1. Totul la a doua. 2 la puterea. 8 cum s-a obținut acolo 8? 7 plus 1. Totul la a doua. 2 la puterea 100 plus 1. Asta, 101 totul la a doua. Deci egal cu 2 la puterea. Excepțional este. 2 la puterea. 100 plus 1. Totul la a doua. Excelent. E pătrat. Adică 2 la puterea 101, nu? Deci egal mai departe cu 2 la puterea 101. 2 la puterea 101. Totul la a doua. Totul la a doua. Aici, de aceea e pătrat perfect, e totul la a doua. Deci este pătrat perfect. Și acum să vedem indicile nostru. Să-i indice N. Cu N la întâmplare. Când ți-a dat 100, ai știu ce faci. Ai mărit cu 1. Ia mai scrie S207. Șterge deasupra. Că acum șmecherea de desubt. Să indice... Îl șterg pe 100? Știu unde vreau să... La N egal cu 1, N egal cu 2, că acela de acum e depășit. Lasă să 100. N egal cu 1... Până la 3. Așa, așa. Să indice N, acela. Să indice N, care l-avem noi de calculat. Ați mai spus 207. Ah, da, da, da. Să indice 207. Doi la 207 plus 1 totul la 2. Da, da, foarte tare. Egal cu 2 la 208 la totul la 2. Terminat. Care egal pătrat perfect. Da. Pe scurt, indiferent ce indice. Bun. Dar acum, hai să zicem S, N. S, N egal cu? S, N egal cu 2 la N plus 1. Da. La 2 egal cu 2 și calculez N plus 1. Nu! Nu, e gata, le-ai spus că e pătrat perfect. Asta e la 2, pătrat perfect. Și, sigur că da, sigur că da. Deci, aici a fost toată șmecheria să sesizez că S indice e 2 la cu o unitate mai mult și totul la 2. Și terminat exercițiul. De fapt, dacă ai ridicat la 2, ar fi 2 la puterea 2 N plus 2. Egal mai departe, aia se mulțește acolo. Egal mai departe acolo, la S indice N, cu 2 la puterea. Știi cum să ridică o putere la altă putere. Să copii baza, să mulțesc exponenții. Și vine N plus 1 ori 2. Da. Și vine N plus 1 ori 2. N plus 1 în paranteză. La exponent. N plus 1 în paranteză. 2 la. N plus 1. În paranteză rotundă,
Vreau numai pe N plus 1, ca așa ai spus tu, că cum se mulțește o putere la o altă, pot să duc copiii baza și se mulțesc exponenții. Deci zicem 2 la, în paranteză, micuță acolo, la exponent lucrăm. N plus 1 în paranteză, N plus 1, ori 2. Ori 2 acolo sus, tot la exponent. N plus 1 ori 2, N plus 1 în paranteză pus. N plus 1 în paranteză. Că vezi, exponentul din urmă era N plus 1. Deci N plus 1 în paranteză închis, închide paranteza, ori 2. Și dacă mulțești acolo, vine 2 N plus 2. Deci egal cu 2 la, 2 la, 2 N plus 2, N plus 2. 2 N Devine plus ori 2. 2 N plus 2, că cu 2 acela trebuia mulțit distributivitatea. 2 N plus 2. Devine 8. Păi e 2 ori 1. Ah. Da? E N ori 2 plus 1 Da. ori 2. N plus 2. Și este cel de mai sus, indicele era 2 N plus 1 și că a mai mărit cu 1, 1. Și au făcut 2 N plus 2. Deci iată, acum, abia acum egheșițiul a avut final. Deci abia acum am ajuns la final. Haideți să recunoaștem că egheșițiul acesta ne-a umplut inima de bucurie, pentru că ne-am trezit făcând egheșițiu dintr-o etapă în alta, fascinați de ideea asta că etapa următoare sau pasul următor se baza pe rezultatul din urmă. N-am mai întâlnit așa moment frumos în egheșițiile până acum. Nu? Ca să arătăm că numărul e pătrat perfect, trebuia să-l descompunem noi acolo, găseam, dar era un număr concret. De data asta, numărul acesta a fost un număr dat sub o formă generală, ca o sumă. Calculul sumei acestea nu putea să fie făcută, însă o șmecherie ne-am folosit de această șmecherie că la fiecare etapă, pasul din urmă ne folosea pentru calculul sumei și în final puteam să constatăm că e pătrat perfect. Am să-ți povestesc că la un astfel de exercițiu, un elev din bancă, pe care, mă rog, nu ieșise el în evidență, dar când tocmai eu gândeam să trag o concluzie și să spun, uite, vezi, pasul următor se bazează pe ăsta din urmă, spuneam eu era un exercițiu, să spunem, pe aceeași idee construit. Dar zic, uite, cum am trecut la 2, la 3, așa, dar zic, dar eu nu cred că la 4 e bine. Și eu m-am încăpățânat să-i arăt și la 4. Și când ne-am arătat la 4, nu m-am încăpățânat, am fost nevoit să-i arăt și la 4. Și când ne-am arătat la 4, ei, vezi, zic, se probează, legătura merge frumos, e interesant, dar zic, eu nu cred, la 5 o fi bine. Și eu am vrut să-i fac și la 5, am făcut și la 5. Dar am sesizat că el de acum a prins o slăbiciune și mă va sâcâi până când oboseam eu tot. Da, pasul următor e bun. Da, pasul următor e bun. Și atunci am hotărât să-i arăt că pasul următor e bun. Ca să nu mă mai sâcă el și să nu mai vină cu întrebarea pasul următor e bun. Și i-am spus, bine mă, mergem așa până la un anumit ordin, mă. N-are importanță ce ordine, 100, 10.000, n-are importanță. Și dacă îți voi dovedi că pasul următor e bun, mai e ceva de întrebat? Și nu, să-mi arătați asta. Și atunci, iată că un astfel de raționament atât de interesant merită reținut, în el se află două etape, doi pași. O prim pas, prin particularizare, ca să desprindem ideea. Da? Deci prin particularizare, nu e egal cu 1, nu e egal cu 2, nu e egal cu 3, să apară vreo șmecherie, cum se trece practic la pasul, să spun, pasul pe care vreau să-l fac, bazându-mă pe pasul din urmă și să văd o legătură. Ei, aceasta se cheamă inducție matematică, metoda inducției matematice. Se induce pasul din urmă spre pasul următor.
să faci în clasa a 9 sau a 10. Dar iată că aici am aplicat-o foarte interesant, fără ca eu să spun că facem inducția matematică, nu m-am folosit de ideea de a, folosi, de, a, de a da mai întâi definiția inducției matematice și nu știu ce, nu știu cum se întâmplă acum că te lovești tu de această formă foarte, foarte ne la locul ei. Întâi îți dau teorie și tu înțelegi că practic teoria aceea o visat-o cineva, cine știe, ca o formulă și tu faci aplicații după formula aceea. Nu. Ci invers, din partea practică, din exerciții, noi trebuie să înțelegem matematica ca fiind această disciplină care a apărut din nevoi practice, pentru ca omul să-și ușureze calculul. Nu, cum spuneam, înmulțirea din ce nevoi a apărut, Alesia? De ce a trebuit să apară tabla mulțirii? Pentru ca să nu mai facă adunare repetată. 2 plus 2 plus 2 plus 2, nu? Deci în loc să facă o adunare repetată, da. Atunci și eu zis, hai că dacă e de 2 ori câte 5, fac 10. Sau dacă e de 5 ori câte 2. Poftim? M-ați auzit sau m-am atunci când am spus? A apărut o discontinuitate, nu? Din nou așa întrerupere, da? Da, eu am spus, dar nu cred că m-ați auzit. Nu te-am auzit, de ce am continuat să te întreb, da? Deci, înmulțirea a apărut ca o nevoie ca să nu facem adunări repetate cu același număr. Împărțirea iar face figuri? Împărțirea a apărut ca o nevoie practică pentru a nu face scăderi repetate. Și toate acestea sunt aplicații pur și simplu care vin din practică. Așa și inducția matematică, tot din practică, pentru a demonstra astfel de afirmații. Alesia, hai să răspundem unui prieten care ne întreabă într-un comentariu de ce 2 la a 3-a, totul la a 4-a, de ce se mulțesc exponenții? Deci, un prieten de-a nostru, într-un comentariu am citit acolo la lecțiile noastre, întreabă așa, domn profesor, vă rog să-mi explicați de ce 2 la a 3-a, totul la a 4-a, egal cu 2 la 3 ori 4. E bune. Deci, de ce, când ridicăm o putere la o altă putere, de ce mulțim exponenții? Deci, cum a spus? El spune așa. Zice, 2 la a 3-a, totul la a 4-a, 2 la a 3-a, totul la a 4-a, egal cu cine? Egal cu 2 la a 3 ori 4. Ei, asta se întreabă. De ce? De ce se face așa? Fiindcă avem 2 ori 2 ori 2 ori 2 ori 2 de 3 ori. Nu, zic prostii. Hai să-i explicăm de ce nu adunăm, de ce nu scădem, de ce... Care e problema? Zice, de ce, domn profesor, întâmplă asta? Indicele acela pe exterior care e 4. Ce spune el? Că trebuie să mulțim de câte ori pe 2 la a 3-a? Deci trebuie să scriem 2 la a 3-a, ori încă o dată 2 la a 3-a, de 4 ori. Deci ne duce după indicele din exterior. De așa. Ne mai auzi? Abia acum, dar v-ați blocat atunci de asta.
Da, nu știu ce se întâmplă, iar și-au apărut probleme. Deci, faptul că indicele 4 îl avem acolo pe exterior, îmi spune că 2 la 3 trebuie să scriu înmulțit de 4 ori. Deci egal mai departe scritul așa. Șterge și scrie egal cu 1, 2 la 3 înmulțit încă o dată 1, 2 la 3. De câte ori să scrii pe 2 la 3 înmulțit? De 4 ori, că așa spune ăsta. Că tu știi că la o putere, totdeauna trebuie să repezi baza, să o mulțești, de câte ori îți spune exponentul 4 de data asta. Deci egal șterge de după egal 2 ori, 3 ori 4. Avem probleme iarăși. De ce, Doamne? De ce, Doamne, avem probleme? A apărut o inimioară acolo și tot... Deci reacționează. Ce se fac să reacționeze? Partajează ecranul. Nu vă mai aud. Nu mai auzi. Repet, mi-a apărut o inimioară și spune reacționează. Ce să reacționez eu? Că nu știu ce să fac. A, nu, e doar dacă nu, n-a apăsat. Mai ce greutăți avem în seara asta. Și plânge acolo și ce, de ce plânge asta? Dumneavoastră ți-a păsat. Deci... Hai să închid eu și să dau din nou ce zici. Să te sun eu? Se va pierde filmulețul, da? Da, dar acum vă aud. Da, și am mai revenit un pic. Hai să vedem alesia așa. Spuneam. Da, iar să... Este aceeași situație ca data trecută. Vă aud. M-auzi? Da. Deci încearcă să scrii așa. Fiindcă 4 ăla îți indică de câte ori să înmulțești pe 2 la 3. Deci scrii odată egal cu 2 la 3. Înmulțit încă o dată cu 2 la 3. Încă o dată ori 2 la 3. De câte ori să înmulțești? De 4 ori. Te rog să scrii acolo la egal. La egal, deci după egal scrie 2 la 3. 2 la 3. Ori, încă o dată. Încă o dată 2 la 3, că spune 4 acela. 2 la 3, încă o dată. De ce de 4? Așa. Și egal acum cu. Tu știi să mulțești. Cum copiem baza și adunăm exponenții. Adică egal cu 2 la 3 plus 3 plus 3 plus 3 de 4 ori. Da. Deci egal cu, continuă, egal cu 2 la 2 la 3 plus 3 plus 3 plus 3. Da, nu, n-ai voie acolo. Abia... Ziceam așa, nu? Păi du-te acolo la 2 ăsta care scrie după egal. Egal acum cu 2 la 3 plus 3 plus 3 plus 3. Scrie acum, acolo.
3 plus 3 plus 3 plus 3. Și face 2 la? 2 la 14. Sigur că da. 4 ori 3. Și pe prietenul nostru l-am lămurit. Ia mai explică tu încă o dată. Da, adică... Deci... Și 2 la 12 este la fel și dacă făceam cu 2 la 3 ori 4. E tot 2 la 12. Deci, da, păi el mi-e întreabă așa. Deci am făcut 2 la 3. La... Prima dată am făcut așa. 2 la 3, ai în paranteză și 4 îți spune de câte ori îl mulți, de câte ori îl mulți pe 2 la 3. De 4 ori. Și facem 2 la 3 ori 2 la 3 ori 2 la 3 ori 2 la 3. Care este egal cu, păstrăm baza a binomi exponenții, 3 plus 3 plus 3 plus 3, este egal cu 2 la 12. Corect. Deci vezi, prietenul nostru acum, dacă va vedea greșițul ăsta, va înțelege de ce se mulțesc exponenții. Va înțelege că, de fapt, baza pentru 4 este 2 la 3 și 4 îți indică de câte ori trebuie să-l mulțești, nu? Baza 2 la 3, de 4 ori. Și acum tu te duci la o altă proprietate. Cum se mulțesc, nu? Puteri care au aceeași, două sau mai multe puteri care au aceeași bază. Să copii baza, să adună exponenții. Și adună 3 plus 3 plus 3, adică o adunare repetată, care nu e altceva decât înmulțirea aceea. Din păcate sunt... Sunt probleme complicate, va? Se blochează continuu, văd. Da. Ce să facem decât să încerc să văd dacă găsesc vreo idee cum să înlătur acest inconvenient? Că n-a funcționat Skype-ul în seara asta decât cu mare greutăți. Deci n-a vrut să fie... drăguț cu mine, am făcut eu ce șmecherie ai făcut pe aici, încât șmecherii de astea n-aș fi vrut să fac. Să stric aici, să nu avem... Acum mă auzi, nu? Acum, da. Acum mă auzi. Da. Mai explicăm încă o dată, șterge deasupra suma... Nu. Hai să vorbim încă o dată de greșițul nostru. Spune-le prietenul nostru de la bun început. Suma aceasta a fost spectaculoasă. Cea cu 2 plus sau 2 la da, 3? Da, da, da. Nu, asta cu 2 plus 2 la 1 plus 2 la 2 plus 2 la 3 plus puncte, puncte, 2 la n plus 1. Deci am avut 2 plus 2 la 2 plus 2 la 2 plus 2 la 3 plus nu știu ce plus 2 la a doua ori n care nu-l știam, plus 1. Da. Fiindcă... Și să arătăm că acesta este pătrat perfect, da? Da, să arătăm dacă e pătrat perfect sau nu. Nu știam ce posibilități putem avea la n, așa că am început cu 1. Exact. Deci, din toată experiența care o avem, știam doar așa, dacă avem un număr și vrem să vedem dacă e pătrat perfect, îl descompunem și vedem dacă scrie ceva la a doua. Ori da. Noi nu aveam nicio șansă aici să gândești. Atunci ne-am aflat în fața unui exercițiu nemai întâlnit vreodată. Da? Și am început. La prima dată l-am înlocuit pe n cu 1. A fost pătrat perfect. L-am înlocuit cu 2, cu 3, cu 4. Și vedeți că n-a trebuit să mai muncim, fiindcă deja partea de dinainte era rezolvată deja. Adică când am avut mai sus nu egal cu 3, până aici am avut rezolvat deja și ne-a fost mai ușor. Și tot așa până am văzut că am găsit o șmecherie. Ca să zic așa. Corect, foarte bine. Ca să nu mai facem să scriem toată asta, fiindcă creștea din ce în ce mai mult și scriem foarte mult, am scris așa, la S indice 4. Este egal cu partea asta de aici, care este plus încă 2 termeni. Nu S la 3, S indice 3. S indice 3, mă scuze. Da. Plus încă 2 termeni, care consecutiv 2 la 8 și 2 la 9.
Și mi-a dat 2 la 10, care l-am scris și 2 la 5, totul la 2. Și mai departe, S indice 5, l-a scris ca 2 la 4 plus următorii termeni, după 2 la 9. Adică 2 la 10 și 2 la 11. Și de ce m-am oprit la 2 la 11? M-am oprit la 2 la 11, deoarece la final, fiindcă l-am înlocuit pe N cu 5, aveam 2 la a doua plus 5 plus 1. Nu, 2 ori 5. 2 2 ori ori 5 5. plus 1. 2 ori 5 plus 1. Și care ne dădea 2 la 13, 2 la 11. De asta m-am oprit la 2 la 11. Mai departe, S indice 6, am avut S indice 5 plus următorii doi termeni, 2 la 12, 2 la 13. Și am văzut că este, cum să zic eu, la rezultatul de aici, 2 la 12, se mai adaugă la 12 încă 2. Și mai Corect. departe 14, încă 2, 16, 18, tot așa. Corect. Și am zis să ne ducem mai departe, să ne ducem mai în față, să sărim puțin. S indice 10 este egal cu 2 la 22, pentru că am făcut 16 plus 2, 18 plus 2, 20 plus 2, 22. Și este egal cu 2 la 10 plus 1, totul la 2. Și am zis să vedem și cât e 100. Ies 100. S indice 100. Așa, acolo este pe ies. Pune-l pe ies acum, zăla de prietenii noștri. Ies indice 100. S indice 100 este egal cu 2 la 100 plus 1. Și Exact, tot adică indicele plus 1 totul la a doua. Și dacă e la a doua, atunci e pătrat perfect. Corect. Și așa și în cazul lui S indice 207. 2 la 207 plus 1, totul la a doua. E pătrat perfect. Și atunci să ne întoarcem la operația noastră. S indice N este egal cu 2 la N plus 1, totul la a doua. Și Adică atunci. indicele n plus 1 mărit, totul la a doua, da? Mai departe am zis 2 la n plus 1 ori 2. Ca așa știi de mulțirea aceea. Și este egal cu 2 la 2n de aici plus 2. Deci de la mulțirea n plus 1 ori 2, distributivitatea apare și 2 se mulțește și cu n și cu plus 1 și cu 1 și atunci vine 2n plus 2. Spuneam că este un exercițiu deosebit de interesant. Chiar dacă am muncit destul de mult, noi avem satisfacția asta că în fața unui exercițiu nu poți să știi exact de la bun început în ce parte să o iei. Mai spuneam și în lecțiile anterioare că de aceea matematica este extraordinar de frumoasă și interesantă, pentru că nu poți să-ți folosești totdeauna experiențele din câștigate în alte exerciții. Și mai ales, dacă mergi pe partea asta mecanică să înregistrezi niște modele, nu te vei întâlni pur și simplu cu situații inedite, aceea cum spuneam că te afli într-o intersecție și trebuie să iei fi la stânga și fi la dreapta. Și gândurile sau ideea aceea frumoasă care se scoate vine numai de la Hristos. Deci eu sunt convins de asta, dar foarte convins. Că ce, poți să pipăi gândul? Ai putea să pui mâna pe gând ca și cum... Nu, no, dar exact ca și virusul ăsta. Poți să pui mâna pe el? N-ai cum. Deci ideea aceea frumoasă pe care o așteptăm vine... Așa i-a dat Dumnezeu, așa au rânduit lucrurile acestea, ca omul să fie ființa cea mai, să zicem, regele creației și el să aibă calitatea asta de a
crea tot timpul, tot felul de lucruri, să gâzi, și să-și ușureze munca. Dumnezeu ne vrea creativ, ne vrea într-o continuă creștere și duhovnicească, dar și prin a lăsa. Îți dai seama, Alesia, am fi avut noi telefon și calculator acum? N-am fi avut niciodată, dacă oamenii n-ar fi fost înzestrați cu această minunată calitate de a crea, de a produce. Creatorul ne vrea creator și pe noi. Deci Hristos nu dorește să rămână la nivelul acela. Să înțelegem fiecare moment și să apelăm la ajutorul lui, că el vine imediat și te ajută. Deci imediat. De aceea matematica împreună cu convingerea asta că Dumnezeu te ajută este nemaipomenit. Eu eram, nu știu dacă ți-am povestit asta, eram la o clasă și e o clasă de a 10-a și așa de supărat eram. Eu chiar sufăr când elevul nu știe. Eu mă pun repede în pielea lui și nu pot accepta ca el să vină să stea în bancă și să nu înțeleagă nimic. Sunt chiar trist, cum m-ai și descoperit că sufăr foarte mult pentru cei care sunt în situația asta acum la școală și nu înțeleg nimic. Și ei sunt doar numai într-o formă de asta de agresare a intelectului lor. Nu, cum te duci acolo, te întorci la școală doar trist. Nimic nu reușești să descoperi și tu acolo, de acolo. Și de aceea mă aflam în situația asta și am spus, băi copii, da, copii, erau clasa 10, erau destul de mari. Și mai, hai să vedem, la ce am venit eu la școală? La ce ați venit voi? Ce rost a avut toată treaba asta? Dacă... Și îndată, eu am ridicat tonul și a fost un moment de supărare maximă pentru mine. Și deodată m-am venit în mine, măi, vă știți Tatăl nostru? Ți-am povestit parcă asta, nu? Mi-a spus. Da? Ți-am spus. Așa, a zis Tatăl nostru și de fiecare dată când intrați în clasă, în loc să vă salute, spuneau Tatăl nostru. Da. 6 ani de zile cât am rămas în învățământ, în continuare, ei, indiferent că era ora de la 1 la 2, la 2 la 3 sau știu eu, n-avea importanță. Se ridicau în picioare și ziceau Tatăl nostru. Și totul începea într-o stare complet schimbată. De starea de spirit, starea sufletească era complet schimbată și noi porneam lecția într-un alt. Dacă și tu ai sesizat, când noi o zici, dar trebuie să o zici cu toată convingerea și trebuie să fii convins că te ajută. Deci de aceea trebuie rostit cu toată forța. Așadar, dragilor, haideți să mai vedem acum. Ai spus că ai trecut la lecții la scrierea unui număr în baza 10. De fapt, noi am și făcut asta când am format numerele. Știi, cu cifre, care erau cifrele cu care am format noi numerele? Știi? Le știm, nu? Din clasa 0. Ia șterge tabla acum și să discutăm un pic și descrierea în baza. Deci. 10. Și ca să înțelegi foarte bine, să le spunem prietenilor noștri că găsesc povestea cifrelor. Deci, la Prof Online, acolo, se află undeva un set de filme în care eu prezint povestea cifrelor. Cum de-au apărut cifrele? Cum s-au gândit? Le arăt. Ia spune tu, dacă știi exact să nu ne le arăți că... Da, le arăt. Gata, acum dau să vedeți. Ca să vadă, mai clar să vadă. Să intre și cum să fac. Așa, facem un serviciu. Vedeți? Da. Așa, stați că aici vă văd pe dumneavoastră și să dau mai încoace. Așa. Vă duceți la video matematică și presupun că nu aveți la clasa 0, nu?
Adică dacă mă duc la, aici la clasa 09? Nu cred că am acolo, nu știu dacă e acolo. Dar trage de cursor că undeva pe stânga se află povestea cifrelor. Sunt mai multe capitole al lecțiilor respective și se află și povestea cifrelor. Până jos la prima lecție. Trage așa ușor, trage ușor și te uiți pe stânga și vei vedea și povestea cifrelor. Ah, ok, stați puțin să pun mouse-ul aici să văd. Așa, deci ați spus să dau. Așa. Povestea cifrelor, uitați, miniserie de lecții pentru cei care intră în clasa 0. Așa. Bună ziua, dragilor, și bun găsit la... Asta? Acolo, acolo se află. Ia să vezi. Am uitat. Este... Uitați câte sunt. Câte sunt? Sunt mai multe filmulețe, nu? Da. Ei, să le spunem prietenilor noștri că acolo găsesc toate lecțiile cu ceea ce însemnează formarea numerilor. Deci cum anume... Acolo este și tabla aceea, nu? Unde noi am lucrat și... Aici am făcut împreună și o lecție noi. Da, da. Deci, acolo te rog, Alessia, să înțeleagă prietenii noștri că au lecțiile acelea foarte interesante cu... De ce? Cum au apărut cifrele? Toată povestea aceea interesantă. Da, nu avem noi timp să le vorbim. Ei povestea cifră, vezi? Cifra 0, 1, 2, 3, 4. Ce am dat eu? Am dat din greșeală pe altceva. Așa. Acum, hai să ne întoarcem în lecția noastră. Ei or să vadă acolo și mai spune încă o dată pentru a se convinge că lecțiile acestea sunt foarte tare urmărite. În subsolul fiecărei lecții, prietenii noștri, cei care sunt puternic impresionați de lecție, lasă și câte un comentariu. Și... N-am văzut când ați postat această lecție. A, pe 30... Nici n-am văzut ce comentarii are. Sunt niște comentarii acolo. Dar tu trebuie să te duci pe YouTube, nu știu cum faci tu. Ah, l-ai găsit. Da. Sunt vreo două, trei comentarii, nu? Da, în care comentează de... ce am făcut noi și de ultima cifră și... Da. Bun. Hai să ne întoarcem în lecția noastră și să vedem care sunt cifrele cu care noi construim numerele. Ai văzut? Cifrele să ne le punem într-o paranteză, în acolad, așa. Deci e mulțimea A mare formată din elementele. A mare sau cu ce? Ca de la cifre. Cum vrei să-l notezi? Așa. Și până între acolade să punem 0, 1, 2, 3 până la 9. Cele 10 simboluri cu care construim orice număr. Scriu? Da, scrie, te rog. Deci, A mare egal cu mulțimea, A mare egal cu acoladă, acolo, egal cu acoladă, egal. Pune egal. Deci A mare egal. A mare egal. Acolo 0, virgulă. 0 e primul simbol. Apoi 1, 2, 3, 4, 5. Nouă. Atât. Nu? Că 10 e din două simboluri. Da, deci, exact. Deci, astea sunt cele 10 simboluri
care sunt de fapt resturile împărțirii la 10. Deci când împarți un număr la 10, poți să obții ce resturi la 10. Să se împarte exact la 10, bunoară 20. Ia scrie 20 împărțit la 10. 20 împărțit la 10. Egal cu cât? Egal cu 2. Deci 2 este câtul împărțirii și n-ai rest. Restul cât este? Restul este 0. Da. Da? Deci, în paranteză, R egal cu, scrie R egal cu 0. Restul împărțirii este 0. R egal cu 0. Dacă spun 31 împărțit la 10. 31 împărțit la 10? Da, 31 împărțit la 10 face câtul cât? Câtul mai, e? Mai scriu cum una sub alta sau? Nu. Știm ce înseamnă. Înseamnă okay. Da, cu 30, 3 și restul 1. Vezi? 0, 1, 2, 3 și așa mai departe sunt resturile împărțirii la 10. Deci ori de câte ori ai de împărțit un număr la 10, nu găsești alte resturi decât 0, 1, 2, 3, 4 și până la 9. Dacă totdeauna restul e mai mic decât împărțitorul, din ce știm noi, da? Totdeauna restul este mai mic decât împărțitorul. Când împărțim la 5, ce resturi putem obține dacă împărțim un număr la 5? La 5 putem obține 0, restul 0. Da. 1, 2, 3, 4, 5. Nu, 5 nu, că la mai mergi o dată. 5 fără 5 fără 5. Fără 5. Restul totdeauna e mai mic decât împărțitorul. Deci când facem la 5, 0, 1 până la 4. Dar dacă vreau să văd restul împărțirii la 7, care sunt resturile împărțirii la 7 a unui număr? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Atât, până la 6. Deci ai reținut că totdeauna restul e mai mic decât împărțitorul, că dacă restul ar fi egal sau mai mare, ar mai merge împărțirea făcută, nu? Ar mai merge de un anumit număr de ori. În concluzie, este foarte important să scrim acolo de împărțitul, D egal cu I oricâtul. Știi, această teoremă foarte importantă. Teorema împărțirii cu rest. De împărțitul egal cu... Eu aș fi scris-o, știi unde? Nu acolo, de sub, aș fi scris-o în dreapta. Acolo, ca să nu ocupăm spațiu. Că... egal cu împărțitorul oricâtul plus restul. Și în paranteză spui R mai mic decât I. În paranteză, acolo, în dreptul relații, R mai mic decât I, decât împărțitorul. Totdeauna. Restul mai mic. Și tu știi foarte bine, când facem o împărțire, ochiul tău stă tot timpul pe rest și vrei ca restul să fie mai mic decât împărțitorul, nu? Și atunci, cu simbolurile acestea s-au construit numere mai mari. Dar numai cu simbolurile acestea, atât. Și iată, ca să vorbim de 30, am folosit simbolul 3 și 0. Da? Scrie 30, nu? 30 are format din două cifre, 30, înseamnă 3 ori 10, da? 3 ori 10. Și plus la unități, plus 0. La unități nu ai nicio unitate, nu? Plus 0. Așa. Dar 37. Scrie de sub 37 egal cu? Egal cu 3 ori 10 plus 7. Corect. 3 ori 10 plus 7. Adică ai 3. La cifra 10-lor avem 3-ul. Aceea, alt exemplu, dă-te rog tu. 46. 46 înseamnă? 3. Nu. Nu.
4, 6, înseamnă 3, 4, ori 6. Corect. Deci 4 ori 10, că e cifra 10-lor, plus 6. E perfect. Scrie 237. 237 este un număr. 237 egal cu 2 ori 100, corect, plus 3 ori 10. Ah, dar tu spui deodată 3 ori 10, ca să nu mai pierdem timpul. Nu zici 30, plus 3 ori 10. Plus 7. Deci vezi? Egal mai departe, în loc de 100 poți zici 10 la a doua. Deci egal cu 2 ori 10 la a doua, o să scrie așa, egal cu 2 ori 10 la a doua, plus 3 ori 10, nu, 3 ori 10. 3 ori 10, poți să zici 10 la a întâia. Poți să zici așa, da? 3 ori 10 la 1, plus 7. Se subînțelege, dacă nu mai pui 1, că este 1 acolo, 10 la 1, da? Poți să pui și 1 ca să fie și mai clar. 10 la 1 și plus 7 ori 10 la 2. Nu, la 10 trebuie pus 1. E 10 la puterea 1. Și ca să fie și 7 soții de un 10, poți să zici 10 la 0, că 10 la 0, orice număr la putere 0 face cât? Face 1. Da? Deci mai egal de desubt cu 2 ori 10 la 2, egal cu 2 ori 10 la 2, 2 ori 10 la 2, plus 3 ori 10 la 1, plus 3 ori 10 la 1, adică continuă egalul de acolo, da? Plus 3 ori 10 la 1, 10 la 1, plus 7 ori 10 la 0. Plus 7 ori 10 la 0. Și prietenii noștri știu acum și tu știi foarte bine, 10 la 0 cât face? 10 la 0 face 1. 7 ori 1, 7. Deci este scrierea de mai înainte, dar am folosit baza 10. Adică vezi, puterile lui 10 sunt în ordine descrescândă. 10 la 2, care e suta. 10 la 1, care e 10. Și în sfârșit 10 la 0 care e 1, deci aceea nu? 10 la 0 este 1, 7 ori 1, 7. Și atunci 2 se zice cifra sutelor, deci la 2 pune o săgeată de desubt, e cifra sutelor. Da? Sute. 3 este cifra zecilor. Așa, și 7 este cifra unităților. Vezi? Asta înseamnă că în clipa în care noi facem referire la un număr, el are clar. Așa s-a stabilit în convenții, da? Să numim. Dar de ce cifra sutelor? Pentru că 2 indică câte sute. E 10 la 2 care înseamnă 100. Și el spune că e 200. Apoi cifra 10-lor. Câte 10 are numărul acela? 30. Și, respectiv, 7 unități. Ia scrie numărul următor. 7356. 7356. Corect. Plus 3 ori 100, 5 ori 10 și plus 6. Care se scrie dedesubt egal cu, dar chiar la egalul pune chiar la 7, sub egalul celălalt și scrie de egal cu 7 ori. În loc de 1000, 10 la câta? 10 la
10 la... Păi și la... Nu. A, da, că este... La 3. La 3, că 10 ori 10 ori 10, de 3 ori. Da, plus 3 ori. Zeci la a doua, plus 5 ori, 10 la a întâia, și plus 6 ori 10 la, 6 ori 10 la 0. Poți să zici așa, 6 ori 10 la 0. Iată cum, se scrie un număr, nu mai continuă, că asta a fost scrierea în baza 10. Adică am scris folosind pe 10 în ordine descrescândă, de la 10 la a treia, 10 la a doua, 10 la 1 și 10 la 0. Ei, 7 se cheamă cifra cui? 10? Nu, 7-le acela indică cifra cui? Sutelor. Nu, a miilor. A, dacă nu mai e un da. Da? Descrie de sub mii, mii. Mii. Sute. Așa. 10. Și unități. Și unități. Da? Deci, da. Dedesubt scriem pe numărul 29.437. 29.437. Plus, plus. Mă De ce 4? De ce 5? Sunt numai 4, nu? Da. Și asta e scrierea în baza 10. Uite de Alesia. Tu ai foarte ușor, rapid de acolo se cheamă 10.000, 10.000. Mii. Da. Ca idee, vezi, la 29.437, după cifra, după 2, urmează 10 la câta? 10, 2 ori 10 la 4. Câte cifre după 2? După 2 sunt 9, 4, 3, 7. 4 cifre. Și atunci zici 2 ori 10 exact la 4. Sau fiindcă am 4 zerouri aici. Da, da. Fiindcă ai 4 zerouri de acolo. Dacă să nu mai scrii 2 ori 10.000 plus 9, așa, zici 2 deodată 10 la 4. Că tu știi că după 2 urmează 4 cifre și atunci atâtea 0, 10 la puterea respectivă. 9, după 9 câte cifre urmează? Unde? Aici? Nu, în numărul 29.437. După 9, 3, da? Deci după 2... Aia urmează 4 și atunci 10 la 4. După 9 urmează 3 cifre și ai zis 10 la 3. După 4 urmează 2 cifre și ai zis 10 la 2. Și așa vezi mult mai ușor. Hai să scrii și
179.000, dar deodată cu puterile lui 10, 179.000 deasupra șterge. Așa. Deodată în baza 10 sau? Baza 10, sigur, nu am baza 10. Când la altă bază, nu discutăm acum. Deci egal cu 1 ori 10 la cât? Deodată. 1 ori 10 la? 1 ori 10 la? Câte cifre după 1 urmează? Asta făceam acum. 10 la 5. Corect. Plus 7. 7 la... Nu, 7 ori 10 la 4. Da. Plus 9 ori 10 la 3. Plus 4 la ori 10 la 2 plus 5 ori 10 la a 1, la 1 plus 9 ori 10 la 0. Exact. Scrie 1001. 1001 cu puterile lui 10. Nu. Ba. E bine, da. 1 ori 1 ori 10 1 ori 10 la a 3 corect plus 1 plus 0 ori 10 la a 2 plus 0 ori 10 la a 3 plus 1 plus 1 ori 10 la 0 corect și foarte foarte clară treaba asta. Scrie numărul ABC cu puterile lui 10. ABC, bară deasupra. Adică, când ne-am pus bară, îl înțelegem ca număr. Nu e A ori B ori C, ci numărul ABC. A ori 10 la 3. Corect. Cât după A, două cifre. Plus B. Plus B ori 10 la 1 plus C ori 10 la 0. Corect. Așa se scrie un număr, nu? În baza 10. Acum, spunem așa. Să se determine toate numerele ABC. ABC. Toate numerele 2, 3, A la sfârșit. 2, 3, cu A la sfârșit. Bar deasupra. Care se divid la 2. Deci, 2, 3 și A la sfârșit. Deci numărul este 2, 230 și cifra unităților nu ți-o indic. Pun una. Necunoscut. Sau X sau Y, ce vrei tu pui acolo? O literă. Deci, 200 de desubscris sub ABC scrie așa. 2, 230X. 230. Așa, da. Deci 230 și X. 230 X. Da, nu. Atunci ai băgat. Fără, în loc de 0, pune X.
Acum ai mai zis 2300. Deci 2,3x și cu bară deasupra. Da? Așa cum ai scris. Era bine. 2,3x și bară deasupra. Corect. Cine să fie x-ul încât numerele x-ul cât fiind cifră, ce posibilități are să fie x-ul ca cifră? Poate să fie. Stați, pentru că n-am. 2, 3, x. Așa. Da. X-ul poate fi, mai scriu sau vă spun așa? Nu, spunem așa, ce variante are? X poate să fie 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Perfect, perfect. Deci una din cifrele acelea din scriere în baza 10. De acord. Dar tu îți cer să aibă numărul care rezultă calitatea de a se divide la 2. Păi poate să fie 2. Adică poate să fie aici, x poate să fie 0. Poate să fie 2, poate să fie 4, 6 și 8. Perfect. Spune acum, 3 puncte, se divide cu 3 puncte. Știi că așa se seamănă. Se divide 3 puncte la 2. Dacă și numai dacă, săgeată, dacă și numai dacă, x aparține mulțimii. X aparține mulțimii, aparține, nu știi, așa, bun, X egal cu 0, 2, 4, 6 și 8. Corect. X este un element de acolo. 0, 2, 4, 6 și 8. Foarte bine. Adică care ar fi numerele? Le putea scrie? Da. Numerele ar fi. În paranteză, chiar tot așa în acoladă le spui cine sunt numerele. Sunt 230. Da. 232. 234. 236. Și 200 numai în cape. 38. Corect. Iar de sus spune 2,3x să se divide la 5. Deci 2,3x, o altă întrebare, să se divide la 5. Dacă x este 0 și 5. 0 și 5. Adică 230 și 230. Nu, spuneți rezultă, nu e egal acolo. Rezultă. Și sus tot așa rezultă, da? Deci astea sunt variantele celor două numere. Dar să se divide, vreau la 3. Deci 2, 3, x să se divide la 3. 2, 3, x. X să se divide la 3, am spus. Da. Ok, gata, acum am scris. 2, 3, x. Să se divide la 3. La 3. Da. Când x va fi așa. Când x va fi 0. Adică, când se divide la 3? Când suma cifrelor se împarte la 3. Corect. 2 plus 3, 5 plus 0, 5 împărțit la 3 nu se poate. 5 plus 1, 6 și atunci se poate. Deci 1 odată. Așa. Apoi. După aia am 5... 5 plus 2 de data asta am 7. Nu se poate. 5 plus 3 am 8. Nu se poate. 5 plus 4, 9. Părțit la 3 se poate. 9. 5 plus, cât ai zis? Plus 4. 4. 4, 4. Așa. 5 plus următorul 6, 11, nu se poate. 5 plus 7, 12, se poate. 5 plus 8,
13, nu, ba da, 13, nu se poate. Și 5 plus 9, 14, 4, nu se poate. Atâta. Atât. Adică cine ar fi numerele acelea? Deci rezultă ce numere? Mulțimea de numere care? Descrii înlocuind pe X cu 1, respectiv cu 231, 234, 237. Corect. Dar la 9? La 9, condiția era dacă când suma cifrelor se împarte la 9, la fel ca la 3. Corect. Și atunci o iau la fel ca la 3. La fel ca la 3. 5 plus 0, 5, nu se poate. 5 plus 1, da, stai, 5 plus 3. 5 plus 4. 4, sigur că da. Adică mai jos de 4 se mai mișca 9 și nu se poate. Corect. 5 plus 5, 10, nu se poate. 5 plus 6, 11, nu se poate. 5 plus 7, nu se poate. 5... Atâta, 4. Atât, atât. Foarte bine, foarte bine. Uite, Alesia, mai vreau să spun că e număr, da, corect, 234. Mai vreau să spun că avem o greșeală în scriere pe care tu n-ai înțeles-o. Când zici X egal cu 0, 2, 4, 6, 8, nu-i prea bine. Nu poate să fie o mulțime de elemente egal cu un X, cu un element. Și de aceea, în loc de egal, pune un E întors. Ce? Deci, eu, i-a scris un ea, așa, ăla îl vreau, eu acela îl vreau, deci în loc de egal, fă eu acela. Asta e normal. Atunci, închipuiți că este un arc de cerc, precum C, cum ar fi C, nu, invers, da, nu, ce, așa și pui numai la mijloc. Liniuța la mijloc, fără eu, fără să fie întors. Deci, fă un arc, așa, nu, și la mijlocul lui C, exact la mijlocul lui C, ăla e simbolul. Aproximativ, ai făcut arcul? Nu, numai arcul făcut și până o liniuță la mijloc. Q, cum l-ai făcut acum perfect, și la mijloc îi pui o liniuță, la mijlocul lui C. Deci C, desenează încă un C, ca și cum ar fi așa, stop. Și acum la mijloc, chiar la mijlocul lui C, pui o liniuță. Așa. Dar fără să fie... Nu ăla așa, dar știu. Așa, dar fără să mai fie și în exterior, numai din C plecând, la mijlocul lui C spre... În interiorul public. Așa. Ei, acela e simbolul că se cheamă aparține. Adică în matematică s-a convenit ca prin simbolul ăsta să înțelegem că aparține. X-ul aparține, adică X-ul este unul din elementele acelea. Da, are sens. Da? Ai înțeles? Am vrut să revin să corectez acolo că era incorrect la redactare și trebuia să precizăm acest lucru, că altă dată să nu cumva să mai facem vreodată greșeala așa asta, pentru că atunci când vom învăța mulțimi, va trebui să simbolul ăsta să-l știi foarte bine. În clipa asta, Alesia, ne oprim aici și să mulțumim lui Dumnezeu că am făcut o lecție frumoasă. Și cu ce ne-am ales? Hai să vedem sinteza zilei. Foarte multe. Deosebit interesant. Ia scrie, întoarce tabla un pic, ca să scriem și sinteza, că
Cristi are să urmărească asta și scrie aici? Acum. Poți să șterg și să scriu aici? Da. Cât ți-e place că se vede mai bine, nu? Da, pe creta mi-e mai greu. Da. Oricum e pe filmuleț. Așa, să sinteza zile, da. Cu ce plecăm? Cu suma ce pătrate perfecte, nu? Da. Deci faci o liniuță de desubt. A, ai scris ziua. Foarte tare, foarte tare. Frumos. Tu ai văzut că așa scria, nu? Scriam când făceam cu Mario lecțiile acelea. Așa. Și zicem acum liniuță și prima a fost chestiunea cu pătrate perfecte. Am discutat despre pătrate perfecte, da? Și scrie așa, pătrate perfecte. Da, pătrate perfect și suma generală, suma aceea de puteri, sumă de puteri. Suma de puteri? Da, sumă de... Da, pătrate perfect ai zis bine, în paranteză, sumă de puteri. Sumă de puteri, așa. Aranjată ca un pătrat perfect, da? Aranjată ca un pătrat perfect. Și aici amic, ce a fost aici? Amic. A fost particularizarea, nu? Particularizarea lui N. Deci, clar. Particularizarea lui N. Particularizarea lui N. Adică ne aparține, apropo, ne aparține 1, 2, 3, da? Da. Particularizarea lui N. Bun. E bine, particularizarea N, ce N luând valori? N egal cu 1, 2, 3, puncte, da? N-am, da. Așa am făcut, am găsit S1, S2 și mai departe. B mic ce a fost acolo de observat? B mic, am văzut valoarea lui S pe baza lui S anterior. Pasul, nu? Valoarea lui S. S indice 3. Valoarea lui S indice 3. Indice 3 pe baza lui S indice 2.
Adică, și în general, puncte, să indiciem dacă am... Așa. Cu verdele asta nu prea se vede. Sper să... A, nu se vede? Nu se vede. Ah, ok. Acum de ce n-am spus că scriam cu altceva? Da, cu negru se vede cel mai bine. Ah, okay. Da. Se vede? Da. Deci particularizarea lui N, apoi valoarea lui S3 pe baza lui S2, A mic, B mic acelea, da? Și ce mic? Spune așa. În loc de valoarea lui S2 pe baza puncte-puncte, nu puncte-puncte, a lui S7 pe cât puncte-puncte? S7 pe cine se bazează? S6. Așa, S7 pe baza. Păi da, nu mai. Scrie de sub, fără ce, șterge pe ce. S7 pe baza. Lui S6. S6, da? Așa. Și acum, puncte-puncte, da? Și la ce spui așa, punctul C de desubt, aici, asta este, inducția matematică adaptată la nivelul clasei 5. Inducția matematică adaptată la clasa a 5-a. Asta a fost miezul, subliniază că asta a fost tot miezul exercițiului. Inducția matematică adaptată la clasa a 5-a. Iar acum partea a doua, la pătrate perfecte am discutat acolo, partea a doua a fost scrierea unui număr în baza 10. Scrierea unui număr în baza 10. Și, în sfârșit, o liniuță, criterii de divizibilitate. Am verificat criterii de divizibilitate. Roșu se vede? Da, da. Criterii de divizibilitate. Iată, acestea au fost lucruri importante pe care le-am abordat astăzi. Să mulțumim încă o dată lui Dumnezeu pentru bucuria asta care ne-a oferit-o, că am făcut niște exerciții interesante. Suma aceasta mi-a plăcut, mi-a intrat la suflet așa și spun că ce minunat a fost, cât de bine am simțit exercițiul, dar să recunosc și un lucru. M-a ajutat foarte mult. M-a ajutat pentru că
Acolo când ai spus, da, cât am să, da, gata, am văzut cum crește din urmă, cum folosesc pasul din urmă. Acolo a fost chestiunea de finețe. Și asta, eu asta așteptam de la tine. Să vedem cum anume, dacă vine momentul acela când tu te întrebi cum, cât am să scriu așa, să mulțesc termeni, nu-i mai pot scrie, ce fac acolo? Trebuie să am o idee. Și a venit ideea. Încă o dată, Alesia, îți mulțumesc pentru lecția frumoasă și când mai apar chestiuni, mă suni și stăm de vorbă. Bine? Da. La revedere, dragilor. Seara frumoasă. Seara frumoasă, la revedere.